emisiunea Vocea Creștinilor Live. Locul unde se face auzită vocea ta prezintă dialoguri și interviuri cu invitați speciali. Voci din lumea creștină. Cu moderatorul Ciprian Luca. Știri de ultimă oră din România și întreaga lume. Website voceacreștinilor.com. Informații utile din lumea creștină. Vocea creștinilor. Vă spunem pacea Domnului și bine v-am regăsit, comunitate Vocea Creștinilor. Ne bucurăm să fim din nou în această seară de vineri la un debate, la o dezbatere pe un subiect atât de frumos, pe de o parte. Și în această seară, așa cum v-am promis încă de săptămâna trecută, avem doi invitați speciali, dragi mie. Avem pe fratele păstor Lazar Gog din Statele Unite și l-avem pe fratele păstor Florin Antone din Londra. Mă bucur să vă am împreună. Frate Lazar, cum sunteți dumneavoastră? Vă iau primul pentru că este seara dumneavoastră, practic. Ia, păi așa se începe, cu cel mai mic. Sunt bine, mulțumesc pentru întrebare, mă bucur să pot să fiu în emisiunea de astăzi și mă bucur să-l întâlnesc direct pe calea undelor pe fratele Florin Antonie. N-am avut posibilitatea până acum să vorbim împreună și să dezbatem împreună un subiect escatologic. Am înțeles că, din ceea ce am urmărit până acum, că suntem cam pe aceeași undă de înțelegere a evenimentelor profetice și cred că în seara aceasta vom avea o dezbatere care să aducă glorie Domnului și de asemenea să aducă zidirea ascultătorilor de la această emisiune, pentru că asta este scopul. Scopul nu este care dintre noi doi are dreptate, pentru că nu este vorba de care are dreptate, ci scopul este cum se înalță Domnul în emisiunea aceasta. Așa este. Frate Florin, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Să știi că eu sunt cel mai onorat, Ciprian, pentru că de fiecare dată ne primești atât de bine. Apoi îi avem pe preiubiții noștri ascultători și cumva, ca să se completeze acest tablou fantastic, iată că astăzi Dumnezeu ne-a oferit binecuvântarea să-L avem împreună cu noi în acest debate frumos, care cred că va fi un deliciu de informație pentru ascultătorii noștri. Îl avem pe unul dintre cei mai bine pregătiți oameni din punct de vedere escatologic, vorbitor de limbă română, ceea ce este o mare cinste și o onoare, în primul rând, pentru mine, ca și cercetător al Bibliei, dar mai ales pentru ascultătorii noștri. Cred că este unul dintre cele mai mari câștiguri pe care misiunile tale, Ciprian, le au, și anume să îl avem pe fratele Lazar și să discutăm despre subiectele acestea. Bun, dragi ascultători, ne bucurăm, cum ziceam, și am pregătit acest moment unic în această seară de vineri. Pregătiți întrebările, încercăm să luăm cât mai multe în măsura, nu o să avem foarte mult mesaj ca și mesaj, nu o să luăm foarte mult pentru că lăsăm mult timp pentru întrebările dumneavoastră. Am primit și am luat multe întrebări care le-am trimis pe e-mail și pe WhatsApp și pe telefoane, pe mesaje le-am luat. În mare parte multe sunt pe același subiect, care nu sunt la subiect, vă rugăm să mai aveți răbdare, vom mai face astfel de emisiuni și cu siguranță pregătim și ceva chiar în direct, să avem pe ambii frați în România la începutul anului viitor. Așa că pregătiți-vă pentru ceva mare și frumos. În aceste momente, cum ziceam, câteva gânduri. Dacă putem începe, eventual începem cu fratele Lazar, câteva gânduri despre subiectul nostru din această seară, o expunere așa în
5 minute lăsăm și de apoi fratele Florin de asemenea 5 minute pe această expunere, răpirea bisericii înainte de necazul cel mare. Sunt atâtea opinii cum că biserica va poate fi răpită la mijlocul necazului cel mare. Sunt atâtea păreri că biserica va fi răpită chiar la sfârșitul necazului celui mare. Așa că sunteți amândoi pe aceeași undă, dragi păstori, și în câteva cuvinte, gânduri, cum susțineți această teorie de pretribulaționist, adică răpirea bisericii înainte de necazul cel mare. Cu versete, cu câteva gânduri din Biblie. Mulțumesc de cinste, frate Ciprian. Și eu mă gândeam exact în formatul acesta să avem un statement înainte fiecare și apoi după aceea să intrăm în discuțiile pe care ascultătorii le ridică. Aș vrea să menționez două, trei lucruri înainte de a prezenta gândurile legate de temă. În primul rând vreau să-i mulțumesc fratelui Florin pentru prezentarea frumoasă pe care mi-a făcut-o. Nu vreau să zic că nici pe jumătate n-ați auzit, dar m-am bucurat de ceea ce dânsul a spus legat de activitatea mea. Al doilea lucru este, da, m-a preocupat tema aceasta de tânăr. Tânăr pentru că am 68 de ani acum, cred că sunt cel mai bătrân între noi trei și din 1988 am început să prezint temele profetice prin ceea ce cunoașteți și ați auzit de perspectiva profetică, pe care mulți au confundat-o cu o profeție legată de an, n-au înțeles perspectivă și de aceea m-au criticat din două puncte de vedere. Una, că dezbat lucruri pe care Domnul le ține tainice, ceea ce nu este drept, pentru că dacă sunt revelate în Scriptură, sunt pentru noi, ca să le cunoaștem. Și doi, că am făcut afirmații care nu s-au împlinit. Nu am făcut nicio afirmație, eu nu cred în a stabili date legate de venirea Domnului și, prin urmare, înțelegerea unora sau acuzațiile unora sunt nefondate. Dar se întâmplă când facem teme de felul acesta, când dezbatem aspecte de felul acesta, pentru că, din nefericire, mare parte dintre credincioșii și ascultătorii noștri nu sunt inițiați cu deamăruntul în subiectul acesta și datorită acestui fapt se fac afirmații și crezuri care nu sunt biblice și nu ajută Biserica lui Hristos. Cu acestea spuse, aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să ne rugăm întâi, pentru că avem nevoie de sfatul Domnului. Sigur. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, stăm în fața ta în numele glorios al Domnului Iisus Hristos. Te rugăm ca tu să îngădui Duhului tău celui sfânt să ne lumineze în această emisiune, să activeze memoria noastră asupra cuvântului tău și să ne dea o ungere sfântă în prezentarea lui de așa manieră încât numele Domnului Iisus Hristos să fie înălțat, iar ascultătorii să fie binecuvântați cu adevărul tău care ne face liberi și care ne umple de bucuria mântuirii. Mă rog pentru fratele Florin Antonie și pentru slujirea dânsului și pentru casa dânsului. Mă rog pentru fratele Ciprian și pentru slujirea dânsului și casa dânsului. Și mă rog pentru toți ascultătorii care sunt prezenți și cei care vor urmări după transmisia aceasta în direct, Doamne. Dă fiecăruia îndurarea ta și fă ca din această dezbatere să iasă, Doamne, glorie la adresa numelui tău. Noi mărturisim dependență totală de tine și de înțelepciunea ta, nu de înțelepciune omenească. Și de asemenea mărturisim dorința de a putea să stăm în mâna ta ca niște instrumente sfinte, ca niște vase de cinste pentru glorificarea ta, Iisuse. De aceea rostesc numele tău peste această emisiune și peste toată lucrarea. Amin.
Amin. Dragi ascultători, nu uitați să dați like, să distribuiți această emisiune, o emisiune foarte importantă pentru noi, comunitatea Vocea Creștinilor și pentru comunitatea evanghelică din România. Cu siguranță vor fi persoane care vor beneficia și vor înțelege mult mai mult despre acest subiect. Totodată întrebările voastre, totodată distribuirea voastră ne ajută să fie cât mai vizualizat această emisiune în căutările Google. Dacă nu poți comenta, înseamnă că nu te-ai abonat la canalul nostru. Te sfătuim să te abonezi pentru că vrem să creăm o comunitate frumoasă în care să nu apară tot felul de virus și așa mai departe. E o comunitate închisă doar pentru noi, Vocea Creștină, și pentru aceia care vor să învețe și să fie parte cu noi la această lucrare. Bun, cu astea fiind spuse, frate Lazar, puteți să începeți această prelegere pe acest subiect a răpirii bisericii înainte de necazul cel mare. Da, mulțumesc. Aș vrea să prezint câteva gânduri introductive care probabil că vor putea fi dezvoltate pe parcursul emisiunii. Primul lucru pe care vreau să-l menționez este acesta. Biserica primară a crezut în iminența venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Eu am studiat îndeaproape părinții bisericești și de fapt și una din tezele mele de doctorat este pe teologia preniceniană în ce privește lucrarea Duhului Sfânt, dar și în ce privește escatologia, părinții bisericești au crezut în iminența venirii Domnului și aceasta este o doctrină care, dacă o aplicăm la răpirea bisericii la mijlocul necazului celui mare sau la ceea ce este mai nou acum înainte de mânie, după doctrina lui Rosenthal, premânie, sau la sfârșitul necazului celui mare, post-tribulaționistă, această doctrină dispare din Scriptură. Pentru că dacă știm că e la mijlocul necazului cel mare, nu mai este iminentă. Dacă știm că este premânie, nu mai este iminentă. Dacă la sfârșitul necazului cel mare, nu mai este iminentă. Deci este nebiblică. Biserica primară a crezut în iminență. Al doilea lucru. Răpirea bisericii înainte de necazul cel mare, deci pretribulaționismul, este singura poziție escatologică care permite, să spunem așa, Scripturii să fie interpretată în mod literal. Dacă nu interpretăm Scriptura literal, cum este scrisă, așa vorbește Domnul, dacă așa a vorbit Domnul, așa a fost cum a vorbit. Cădem în greșeala unora dintre părinții bisericii, părinții bisericești, inclusiv greșeala lui Martin Luther și a lui Calvin, este alegorizarea bisericii, doctrinei Sfintelor Scripturi, ceea ce este greșit, pentru că, deși sunt elemente alegorice în Biblie, Biblia nu trebuie înțeleasă alegoric, Biblia trebuie înțeleasă literal. Dacă Domnul a spus că vine și se va întrupa, a venit și s-a întrupat. Este literal. Dacă Domnul a spus că vine a doua oară, aceasta nu este o alegorie. Domnul vine a doua oară pentru că are planul acesta etern să vină a doua oară și să stabilească o împărăție de 1000 de ani, urmată apoi, sigur, de împărăția eternă a lui Dumnezeu. Prin urmare, încă o dată, pretribulaționismul este singura poziție biblică care permite interpretarea literală a Sfântelor Scripturi și ascultătorii noștri trebuie să țină cont de lucrul acesta. Apoi, pretribulaționismul este doctrina biblică care menține o distincție clară între Israel și biserică. Dacă această distincție nu este observată în paginile Sfintelor Scripturi și cele două entități sunt confundate sau cele două entități sunt radicalizate în doctrina aceasta, eu o numesc antisemită, teoria înlocuirii lui Israel cu biserica,
facem un mare de serviciu revelației lui Dumnezeu, un mare de serviciu adevărului Dumnezeu. Biserica nu a înlocuit niciodată pe Israel, biserica nu va înlocui niciodată pe Israel. Israel este Israel și biserica este biserică. Din punct de vedere relațional al celor două entități, eu îi numesc cei doi martori ai lui Dumnezeu legat de adevărul mântuirii, nu cei doi martori din Apocalipsa, cei doi martori legați de adevărul mântuirii. Biserica este mireasa lui Hristos, relația cu Domnul Iisus Hristos, iar Israel este nevasta lui Dumnezeu, este relația cu Dumnezeu Tatăl. Sunt două distincții diferite. Nu este același lucru mireasă cu soție. Sunt două identități aparte și, din nou, ascultătorii sunt invitați să facă distincția aceasta. Apoi, un fapt care nu-l observă mulți este acesta. Nicăieri, dar încă o dată, nicăieri în Scriptură, biserica nu este menționată și răpirea bisericii legat de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este menționată. Pentru că la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, credincioșii rămân pe pământ, pe când la răpirea bisericii credincioșii se duc în sus, merg în cer. Este o distincție categorică, clară, foarte evidentă. Apoi, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, la răpirea bisericii, încă o dată, întâlnirea este în văzduh, este în aer, undeva în atmosferă, iar când vine a doua oară, Domnul nostru Iisus Hristos este pe muntele măslinilor. Sigur, textele pe care le doriți în această privință pentru biserică, 1 Tesaloniceni 4:17, pentru Israel, la a doua venire, este Zaharia 12:4. Pe urmă, posibilitatea credinciosului a bisericii de a scăpa de toate necazurile legate de necazul cel mare, așa cum le prezintă Mântuitorul Iisus Hristos în Luca, capitolul 21. Posibilitatea este învederată de Iisus Hristos. Luca 21:36, aș vrea să și citesc pentru ascultătorii noștri, pentru că mă gândesc că așa se zidesc mai bine. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Deci după ce spune toate necazurile și desfășurarea lor, Iisus conclude așa: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci, dacă este posibilitate de scăpare, posibilitatea este să faci parte din Biserica lui Hristos, să fii credincios Domnului și să cunoști acest adevăr. Biserica nu a fost rânduită pentru mânie. Necazul cel mare este mânia lui Dumnezeu împotriva locuitorilor pământului și împotriva lui Israel. Este ultima judecată pe care Dumnezeu o are cu poporul evreu înainte de revelarea sa ca Mesia la sfârșitul necazului celui mare, când, din nefericire, numai o treime din Israel va recunoaște pe Domnul ca mântuitor, așa cum spune și Zaharia 13:8. Două treimi vor fi distruse, nenorocite, și numai o treime va cunoaște pe Fiul Omului. Apoi, dacă ne uităm în Scriptură, în tipurile Vechiului Testament, întotdeauna aș vrea să observați că înainte ca Domnul să-și verse mânia peste locuitorii pământului, înainte să-și verse mânia, Domnul a salvat pe copiii săi, pe credincioșii săi. Așa este cazul lui Noe, cazul lui Lot, cazul lui Rahav.
Un alt argument pentru răpire înainte de necaz este acesta. Dacă biserica este răpită după necazul cel mare, frate Florin și frate Ciprian și toți ascultătorii, Matei 25 de la 31 la 46 nu-și mai are niciun rost în Scriptură. Corect, corect, corect. Pentru că acolo este judecata celor care sunt credincioși și vor intra în mileniu și judecata celor răi care vor fi nimiciți și nu vor lăsa să intre în mileniu. Acum, dacă răpirea bisericii a credincioșilor are loc la sfârșitul necazului celui mare, întrebarea mea este cine mai rămâne pe pământ ca să avem nevoie de judecata din Matei 25? Corect. Nu rămâne nimeni pentru că au fost răpiți. Prin urmare, venirea Domnului Iisus Hristos, mai degrabă răpirea bisericii înainte de necazul cel mare, ca să existe o perioadă de timp, este nevoie de o perioadă de timp între răpirea bisericii și cea de-a doua venire, pentru ca pe pământ să poată să existe acest număr de credincioși care să întâmpine pe Domnul la venirea lui a doua oară și care să poată să fie aleși de Domnul Iisus Hristos și să își formează o împărăție de 1000 de ani. El vine să facă o împărăție de 1000 de ani. Cu cine să facă împărăția dacă nu are oameni pe pământ? Împărăția se face cu oameni. Prin urmare, pretribulaționismul vine în sprijinul acestui pasaj din Matei 25, judecata împăratului, de la versetul 31 la versetul 46, pentru că vor fi pe pământ credincioși care au scăpat necazului celui mare, vor fi credincioși dintre neamuri și credincioși dintre evrei, pe care Domnul îi va alege și cu care să stabilească o împărăție glorioasă. Și apoi, din nou, la răpirea bisericii, înainte de necazul cel mare, credincioșii merg în cer, pe când la a doua lui venire credincioșii sunt pe pământ, nu sunt în cer. Este un amănunt care trebuiește luat în considerare. Și încă un fapt foarte important. La răpirea bisericii, Satan nu este legat. Pe când la a doua lui venire, Satan este legat și închis în abis pentru 1000 de ani. Dacă ne uităm la aceste aspecte escatologice, ele fac sens să înțelegem că răpirea bisericii este un eveniment și sigur că am să prezint și într-o expoziție literală din Scriptură lucrul acesta, dacă timpul ne permite, în prezentarea de astăzi. Venirea, deci răpirea bisericii este o necesitate înainte de necazul cel mare, pentru ca apoi evenimentele care urmează să poată să pregătească și un popor care să fie găsit pe pământ de Domnul Iisus Hristos la a doua lui venire și cu care să poată să intre în planul final al istoriei lui Dumnezeu cu omul așa cum o cunoaștem noi astăzi. Aceasta este introducerea mea și sper că ajută să facă lumină în mintea ascultătorilor. Și este biblic. Deci eu stau cu Scriptura. Mulțumim, frate Lazar. Să dezbat cu oricine cu poziția pe care o prezintă. Sigur. Mulțumim, frate Lazar. Frate Florin, te rog. Înainte de toate, permitem să le amintesc tuturor telespectatorilor noștri faptul că noi doi, chiar dacă avem aceeași poziție, mulți nu înțelegeau de ce scrie debate atâta vreme cât noi suntem în aceeași poziție, pentru că noi avem un debate cu ceilalți oameni care trebuie să înțeleagă adevărul biblic. Sunt într-o totul de acord cu pașii pe care fratele Lazar Boghia a expus mai devreme și de aceea ar fi, cred, un consum de timp să revin și să afirm exact aceleași lucruri. Cred că mă voi rezuma în a explica pentru puțină vreme
în introducerea pe care mi-ai pus-o la dispoziție, de ce cred eu că apar erorile și de unde au pornit aceste erori. Mi-am notat câteva dintre gândurile fratelui dr. Lazar Pog, și primul de la care a pornit dumnealui a fost și anume acela că biserica primară a crezut în această doctrină. Noi o numim între ghilimelele de rigoare doctrină. Eu aș merge până acolo încât să spun că este adevărul biblic. Într-adevăr, biserica, și să știi că, din fericire, apropo, sunt mulți oameni care spun, domnule, răpirea nu există în Biblie, nu este scris negru pe alb, este o eroare de traducerea lui Cornilescu, în limba engleză nu există. Într-adevăr, cuvântul răpire nu există pe niciun din original, pentru că termenul este și mai precis în limba greacă, harpazo sau harpazo, depinde cum îl pronunțați în limba greacă veche, nu înseamnă neapărat răpire în termenul sau conotația negativă, pentru că noi în dicționarul explicativ al limbii române sau în semantica românească, a răpi pe cineva primește o conotație negativă. Răpire, acolo harpazo însemna să iei pe cineva chiar înainte să se întâmple tragedia, astfel încât tragedia să nu-l lovească. E ca și cum am folosit într-un termen militar a extrage iar cu forța soldații, da? Înainte să vină forța inamică să-i copleșească. Acum, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că într-adevăr, biserica primară a vorbit exclusiv despre iminența răpirii. Apostolul Pavel, în întâia scrisoare pe care o duce Tesalonicenilor, în a doua scrisoare, în scrisorile pe care îi le adresează lui Timotei, se include pe sine însuși. El formulează, citez, noi cei vii, aceia care vom fi rămas, vedeți că el se include. Deci, iminența era atât de clară în mintea lui încât Apostolul Pavel vedea lucrurile acelea. Problematica care a apărut, iubiții mei, a post-tribulaționismului și a mid-tribulaționismului se datorează unei problematici de politică, de politically correct, aș putea spune. Toate problematicile au pornit de la Origene, unul, nu mai intrăm în amănunte istorice, mă rog, un istoric și scriitor vechi, preluate apoi de mai cunoscutul Augustin. Când Augustin a preluat această ideologie, el era deja unul dintre cele mai mari capete, a spune și politice. Făcea legătura dintre linia politică, imperatorii vremii și biserică. Vă dați seama că Augustin nu putea să meargă la împărat și să spună că vine Dumnezeu ca să ne elibereze de răutatea lumii acesteia, de împărații lumii acesteia și așa mai departe. Și atunci ei au alegorizat. Să le ia locul. Lazar. Da. Fratele Lazar a spus despre această linie, vă rog dacă vreți să vă trageți așa o linie pe hârtie și să puneți la un capăt să scrieți literal, adică să iei Biblia exact așa cum ea și apoi alegorie la celălalt capăt. Cu cât mergi dinspre pretribulaționism spre post-tribulaționism, vei merge dinspre literal spre alegorie. Alegorie înseamnă să crezi Biblia doar ca o poveste, așa cum evreii astăzi simbolic. Simbolic, exact. Să o privești simbolic. Le-a mers unor oameni cam până la 1948. Pentru că ei, argumentul de bază folosit în viziunea sau în cărțile lor era faptul că, uite, aici este vorba despre un Israel inexistent, nu mai există pe fața pământului, este doar o alegorie, doar o poveste. E, vă rog să mă credeți că în 1948, când s-a demonstrat că, de fapt, Biblia este mai literală decât este alegorică sau simbolică, pentru că se împlinește ad literam, atunci multe dintre manuale au trebuit rescrise. Vreau, de asemenea, să țineți cont de faptul că, și cred că și atins fratele Lazar mai devreme, a nu se înțelege că noi privim 100% literal. Știm că sunt figuri de stil, știm că sunt pilde. În fond, la urma urmei, Domnul Iisus Hristos folosește pilde. Când El spune mai bine să-ți scoți ochiul decât să cazi în păcat, nu ne pune să-mi luăm sula și să ne băgăm în ochi ca să nu mai vedem. Practic, El ne spune, tăiați-vă accesul la a privi la prostii.
sau când mâna ta te face să cazi în păcat. Deci există și elemente plastice, elemente de figuri de stil, dar grosso modo Biblia trebuie luată ad literam, adică exact așa cum este ea scrisă. Aici au pornit problemele și anume, oamenii au făcut mai mult pasul spre simbol decât să facă pasul spre a împlini Biblia așa cum este ea, pentru că așa au fost împinși de la spate. Politizarea bisericii a făcut aproape imposibil preluarea Bibliei exact așa cum este ea și de aici s-a ajuns la aspectele acestea ilogice. Fratele Lazar a explicat mai devreme și aș vrea să reiterez și anume, cu cât mergi dinspre pretribulaționism spre post-tribulaționism, adică cu cât crezi că biserica nu va fi răpită înainte de necazul cel mare, intri într-o arie gri a lipsei de logică. Va trebui în mod deliberat să scoți din Biblie foarte multe versete, efectiv să le tai de pe listă sau să pretinzi că nu le-ai văzut în interpretarea ta, pentru că îți vor contrazice flagrant liniile post-tribulaționiste. Iată, de exemplu, Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, Ioan 14, este celebru acest text, nu vă voi lăsa orfani, mă duc la Tatăl să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine, am să vin să vă iau și pe voi, v-am pregătit un loc. Păi dacă este după necazul cel mare, noi știm că necazul cel mare, apropo, necazul cel mare se va încheia cu ceea ce noi numim acea zi celebră a Armagedonului, unde Iuda ne precizează foarte clar, cartea Iuda, apropo, are o singură pagină, puteți să o memorați pe din afară. Iuda ne spune că Domnul Iisus va coborî cu zecile lui de mii de sfinți. Păi cine sunt sfinții aceștia, dacă nu biserica lui? Vezi aluziile din Vechiul Testament de asemenea. Ce înseamnă asta? Păi ar trebui să anulăm Ioan 14, dacă am crede în post-tribulaționism, pentru că Domnul Iisus Hristos va coborî ca să-și înceapă mileniu după tribulație. Asta ar însemna că biserica efectiv în aceeași zi, dacă ar fi, ar fi luată sus ca să fie dată în jos. Un fel de bungee jumping din acesta spiritual. Ceea ce ar face invalidă pregătirea locașurilor. Domnul Iisus Hristos ne-a pregătit niște locașuri. Și acum aș vrea să vă citesc în Vechiul Testament două texte, pentru că sunt excepționale și vă vor ajuta pe voi să le înțelegeți. Iată, de exemplu, Psalmul 27:5, acolo unde ni se spune că El, adică Dumnezeu, mă va ocroti în coliba Lui, nu pe pământul acesta, în coliba Lui de necaz, de ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța cu stâncă. Și mai mult decât atât, Isaia 26 spune în versetul 19, să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Du-te tu, poporul meu, intră în odăița ta și încuie ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Fantastic este acest lucru, chiar din Vechiul Testament, cu o aluzie specifică la perioada aceasta a mâniei. Acum, ca să nu lungim vorba, pentru că sunt probabil foarte multe întrebări, mă rezum la a vă spune următorul lucru și a vă invita pe voi să vă faceți temele, și anume, există o problematică care generează aceste erori, și anume, trebuie să înțelegem ce înseamnă prigoană și ce înseamnă necazul cel mare. Sunt două lucruri distincte, pentru că vor fi oameni care vor spune, domnule, la biserica nu poate să stea în puf, că martirii au fost martirizați, nu s-a aruncat în ei cu petale de trandafiri. Iubiții mei, prigoana este un mecanism folosit de cel rău ca să lovească în sfinții lui Dumnezeu, așa a fost întotdeauna, ne-o spune Domnul Iisus Hristos. Toți cei ce vor fi prigoniți, practic vor fi prigoniți din pricina numelui meu și toți cei ce vor vrea să trăiască o viață de evlavie vor fi prigoniți. Pe când necazul cel mare e exact diametral opus. El este arsenalul sau pârghia lui Dumnezeu prin care își va disciplina pe poporul evreu. Vedeți, sunt lucruri distincte. Așadar, pentru a înțelege problematicile acestea, trebuie să știți ce e prigoana, ce e necazul cel mare, ce e biserica și ce este Israel. Sunt lucruri distincte.
sunt corpuri distincte, practic, fiecare are destinul lui, fiecare are lucrarea lui, fiecare are modul specific în care Dumnezeu se relaționează cu el. Acum, sper că ne-ați înțeles. Debate-ul nostru este un strigăt pentru voi toți. Trăim în cele mai periculoase vremuri ale istoriei și eu personal, cred că și fratele Lazar va fi în asentimentul meu, consider că o mentalitate în care să crezi că biserica va fi răpită post-tribulație te va transforma într-un om care stă liniștit și lâncezește, pentru că nu vei mai avea iminența în mâna ta cea dreaptă. Atunci va trebui să aștepți să se reconstruiască templul. Apropo, vei contrazice pe Domnul Iisus Hristos, pentru că El îți spune clar, citează din Daniel capitolul 9. Vezi Matei 24, citează direct din Daniel 9. Când vezi rugăciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Daniel, cu alte cuvinte, vei contrazice flagrant pe Domnul Iisus Hristos. Și îi vei spune, Doamne, deci până la urmă nu mai e nicio iminență. Tu ne-ai zis să veghem că nu știm nici clipa, nici ceasul și acum trebuie să stăm și să așteptăm. Templul nu-i făcut. Vedeți voi, mai sunt lucruri, Anticristul nu a fost descoperit și așa mai departe. Eu vă recomand, fiți înțelepți și aplicați Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, pentru că este scris. Și Dumnezeu va judeca lucrurile în funcție de ce este scris. De aceea ne l-a și lăsat. Și își va duce la îndeplinire tot planul său, Isaia 46, exact cum l-a hotărât, exact cum l-a scris, exact cum ni l-a spus. Iubiții mei, cu tot respectul pentru toți ceilalți cercetători, îi apreciez, îmi scot pălăria în fața domnilor lor, dar să știți că din punctul meu de vedere cel puțin, o gândire amilenistă, că ea a generat și toate celelalte lucruri, o gândire preteristă, care crede că deja s-au și întâmplat lucrurile, o gândire post-tribulaționistă, nu sunt scripturale. Și nu sunt scripturale pentru că, deși folosesc părticele din Biblie, dau la o parte foarte multe dintre texte. Eu, în momentul acesta, găsesc că singura teorie care a putut să le țină pe toate pe aceeași masă, fără să creeze conflict între versete, este post-tribulaționismul. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumim, mulțumim frate Florin. Dacă în perioada care urmează, adică în momentele care urmează, dacă cumva aveți întrebări și chiar vă sugerez să aveți 2-3 întrebări, unul pentru celălalt pe această temă, ca mai apoi să trecem și la întrebările ascultătorilor noștri. Îl las pe fratele Lazar dacă vreți. Sigur, sigur. Un bun o întrebare. Din câte vă cunoașteți, ați auzit probabil unul de la celălalt mesaje pe această temă și probabil foarte greu să găsesc întrebări pentru că 99,5% avem exact aceeași linie teologică. Bun, sunt bun. Sunt nuanțe de foarte mică. De aceea am și pus titlul nuanțe pentru că diferența este prea mică. Dar noi doi credem în pre-tribulaționism. Credem că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Va fi foarte greu să găsim că acele nuanțe, de fapt, și care sunt diferențele între noi. Apropo, iubiților telespectatori, să știți că nuanțele care ne diferențiază pe noi, dacă ne diferențiază, să știți că sunt lucruri de finețe teologică care nu alterează mântuirea omului, nici măcar nu, nici măcar. Dar sunt niște lucruri teologice la nivel de teologii, de doctorate și așa mai departe, 99,1% suntem exact la fel. Da, așa este și ascultătorii noștri trebuie să vadă lucrul acesta, tocmai din mini-prezentarea care s-a făcut. Vreau să specific două lucruri aici, în funcție de ce am prezentat amândoi până la ora aceasta. În interpretarea Sfintelor Scripturi sunt două poziții, în general vorbind, sunt mai multe, dar sunt două poziții tehnice. Este o exegeză pe textul Sfintelor Scripturi, adică o interpretare după
o hermeneutică foarte bine pusă la punct, după legi biblice foarte bine pusă la punct. Hermeneutica și exegeza are rolul să ne deschidă mintea să vedem ce scrie în Scriptură. Deci, exegeză. Dar este a doua interpretare, este una populară numită eisegeză. Eisegeză însemnează să-ți impui punctul de vedere în pasaj. Și așa să interpretezi. Nu scrie așa, dar îți impui punctul de vedere în pasaj. De exemplu, eu sunt un păstor penticostal și a fost această eisegeză să se impună interpretarea penticostală în Romani 8 cu 9, unde Sfântul Apostol Pavel face afirmația aceasta legată de Duhul Sfânt și am să o citesc pentru ca ascultătorii să vadă și de asemenea prietenii mei penticostalii să nu renunțe la mine de aici încolo. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Spune Apostolul Pavel. Ei, impunerea în verset din partea unor interpreți penticostali a fost aceasta, că dacă ai scrie, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, este aceasta. Dacă nu este cineva botezat cu Duhul Sfânt, nu este a lui Dumnezeu. Or, nu scrie așa în Scriptură. Duhul Sfânt este în noi din momentul convertirii, pentru că în momentul convertirii am devenit templul lui Dumnezeu. Ori Dumnezeu fiind trinitar, în noi locuiește și Tatăl, și Iisus, și Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare cu totul diferită pe care o să o abordăm în altă împrejurare. Deci, nu facem eisegeză, impunem punctul de vedere din perspectivă, așa deduc eu din versetul acesta. Deducția este bună, dar nu întotdeauna. O doctrină curată este o doctrină care este afirmată direct în Scriptură. Este enunțată. Aceea este doctrină pe care te poți baza. Apoi, al doilea element care trebuie să-l menționăm aici este tot o eisegeză, o impunere în textul Sfintelor Scripturi, de teama oamenilor de a nu greși, de a nu păcătui. Și anume, pentru că ați menționat, frate Florin, biserica a trecut prin necazuri multe, au suferit, am avut martiri în istoria bisericii, părinții noștri au suferit, tatăl meu a fost închis pentru predicarea Evangheliei sub regimul comunist. Și atunci, popular se gândește în felul următor, este nedrept să nu treacă segmentul acesta de biserică prin necazul cel mare, pentru că în felul acesta Domnul o curățește, o sfințește și o pregătește pentru el. Aceasta este o doctrină populară, nebiblică. Este impusă în Scriptură. De ce? Pentru că nicăieri în Scriptură, dar nicăieri, Domnul n-a sfințit pe nimeni prin necaz și nu a conferit un statut de a putea sta în fața lui Dumnezeu datorită faptului că ai biruit un necaz. Sunt trei elemente care sfințesc poporul Domnului. Este sângele Domnului Isus Hristos, este Duhul Sfânt și este adevărul care este cuvântul lui Dumnezeu. În afara acestor trei elemente nu sunt mijloace de sfințire pentru noi. Necazul ne reține atenția asupra unui fapt din viață la care trebuie să-i dăm atenție sau din care trebuie să ne oprim, dar nu ne sfințește, numai ne reține atenția ca să putem să auzim glasul lui Dumnezeu ce trebuie să întâmple cu noi de aici încolo și ce trebuie să facem înaintea lui Dumnezeu. Și atunci nu putem să impunem o interpretare script în Biblie, o interpretare biblică care contravine Sfintelor Scripturi. Pentru ascultătorii noștri, dacă îmi permiteți, vreau să dau un exemplu de felul în care
trebuie să ținem cont de adevărul lui Dumnezeu în Scriptură. Pentru ascultătorii noștri, un credincios, Biserica lui Dumnezeu, are diferite denumiri în Sfintele Scripturi. Astfel, credincioșii sunt aleșii Domnului, sunt sfinții Domnului, sunt poporul Domnului, sunt trupul lui Hristos, sunt turma lui Hristos, sunt foarte multe denumiri. Și în cuvântul lui Dumnezeu știm că este o singură turmă și un singur păstor. Turma este biserica, păstorul este Iisus Hristos. Acum, dacă nu suntem atenți la ce scrie în Scriptură și să vedem mai larg, mie îmi place întotdeauna, îmi place Acuila și Priscila, care s-au ocupat de Apollo. Apollo era de nedezbătut în Scriptură. Știa să vorbească și să demonstreze orice subiect, mai ales Iisus Hristos. Dar spune Sfânta Scriptură că Acuila și Priscila, niște oameni mai simpli decât el, că nu erau predicatori, erau primitori de oaspeți mai degrabă, și l-au luat la ei acasă să-l învețe mai cu deamănuntul cuvântul lui Dumnezeu. Da? Acest element lipsește la mulți, mai cu deamănuntul, să se uite în Biblie. De exemplu, spune Sfântul Apostol Pavel, în 2 Timotei 2:10. De aceea rabd totul pentru cei aleși. Deci rabdă pentru cei aleși. Pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Dacă citim cu atenție versetul acesta, avem o problemă. Pentru că mântuiții Domnului sunt aleșii Domnului. Și Apostolul Pavel spune că el rabdă pentru cei aleși, ca și ei să fie mântuiți. Ori sunt aleși și mântuiți, ori sunt nemântuiți. Sau vorbește Apostolul Pavel o contradicție? Nici una, nici alta. Apostolul Pavel vorbește un adevăr care se vede numai când pune în Scriptură lângă Scriptură, cu deamănuntul, ca să înțelegem Sfintele Scripturi. Apostolul Pavel practic spune în felul următor: de aceea rab totul pentru cei aleși, adică pentru evrei, pentru neamul meu, pentru ca și ei să fie mântuiți prin Iisus Hristos, cum este mântuită biserica. Dar dacă nu observăm elementul acesta, că el are o dorință vie pentru poporul evreu ca să cunoască pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, intrăm în doctrine aberante care nu și-au locul în paginile Sfintelor Scripturi și nu și-au locul în interpretarea Sfintelor Scripturi. Prin urmare, nu putem să impunem doctrina noastră în Scriptură și interpretarea noastră, ci trebuie să ne uităm la ce este scris, să nu trecem peste ce este scris. Și dacă ne uităm bine la ce este scris, regula este aceasta, cum o spune Apostolul Petru: nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură. Atunci pune profeție lângă profeție și când vei avea întregul, vei vedea că poate o doctrină care ți-a fost preferată și dragă, va trebui să renunți la ea. Singurul lucru care ne va face probleme să nu renunțăm este mândria noastră, egoismul nostru, dar de dragul lui Hristos și al adevărului lui Hristos trebuie să ne întoarcem la adevărul Sfintelor Scripturi. Și în ce privește adevărul, greutatea cea mai mare legat de escatologie este că răpirea bisericii va avea loc înainte de necazul cel mare. Aceasta rezolvă multe probleme legate de necazul cel mare și de sfârșitul istoriei omului. Frate Lazar, totuși n-a fost o întrebare pentru fratele Florin. Am spus că nu cred că este nevoie de o întrebare la ora aceasta, pentru că nu există diferență. Nu avem diferențe. Dar uite, dacă îmi permit, permite preiubitul nostru frate Lazar, până se odihnește puțin, există o întrebare aici al unui frate, noi nu o să-i spun numele, care ne tot întreabă de unde scoatem noi problematica asta în cazul lui cel mare și a mâniei și așa mai departe.
Frate drag, care ne-ați pus această întrebare, iată vă citesc din Țefania. Oamenii nu înțeleg de ce necazul cel mare este tot una comunia lui Dumnezeu. Țefania 2:1-2. Veniți-vă în fire, cercetați-vă neam fără rușine, până nu se împlinește hotărârea, ca pleava trece vremea. Până nu vine peste voi mânia aprinsă a Domnului. Până nu vine peste voi ziua mâniei. Ziua Domnului. Și acum, dacă îmi permiteți, mă adresez fratelui care a pus această întrebare. Sper că ați adresat întrebarea ca să o clarificăm noi. În Isaia 46, Dumnezeu, să țineți minte, ne spune că El de la început a vestit tot ceea ce nu fusese rostit. Și ne-a zis toate hotărârile Lui vor rămâne în picioare. Acum, există un text în Osea, capitolul 5, extraordinar. Și aș vrea să fiți întotdeauna atenți la modul în care Dumnezeu își explică lucrurile. Pentru că e o cheie pentru interpretare. El zice așa, Dumnezeu. Eu voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Vedeți aici tot Israelul, practic este inclus. Iuda și Israel, adesea interschimbabil cu Efraim. Eu, da, eu vă voi sfâșia. Și apoi voi pleca, eu voi lua și nimeni nu îmi va răpi prada. Eu voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când ei, adică evreii, vor mărturisi că sunt vinovați, ci vor căuta fața mea. Când vor fi în ecaz, vor alerga către mine. Și dacă citiți primele trei versete din Osea, capitolul 6, veți vedea că acești ei se identifică cu poporul evreu, pentru că ei chiar se denumesc. Nu ziceam noi Efraime, nu ziceam noi Iudo, ci tot, hai să ne întoarcem la Dumnezeu. Repet la ce am vorbit amândoi mai devreme. Dacă noi am tratat lucrurile acestea alegoric, am putea să punem aici pe oricine. Dar vedeți că totuși Biblia se identifică prin Israel aici, prin Iuda. Biblia identifică pe Dumnezeu, identifică niște entități specifice și distincte. Și vorbesc despre mânia lui Dumnezeu, care nu vine din neant, ci este mânia lui Dumnezeu, repet. Așa cum Ieremia vorbește despre cazul lui Iacov, așa cum Daniel, capitolul 12, versetul 1, 2, 3, vorbesc despre avertizarea care este dată prin Daniel poporului lui Daniel, care este poporul evreu și care spune că va fi un necaz așa de mare, o prăpădenie cum n-a mai fost de la începutul lumii, este reiterat lucrul acesta în Matei 24. Cu alte cuvinte, mânia, necazul cel mare sau mânia lui Dumnezeu, pentru că sunt termeni interschimbabili în Biblie, sunt niște pârghii ale lui Dumnezeu. Desigur, El se va folosi de tot soiul de entități, le va autoriza pe aceste entități ale celui rău ca să lucreze împotriva locuitorilor Pământului și al Israelului, dar este generat, este diriguit de Dumnezeu. El aprobă, pentru că Domnul Iisus rupe cele șapte vegeți, pentru că îngerii suflă din cele șapte trâmbițe, pentru că îngerii varsă cele șapte potire. Vedeți, în control este Dumnezeu și la porunca Lui se dezlănțuie toate acele ființe demonice și așa mai departe. Când vine vorba despre prigoană, vă rog, nu confundați. Aici este vorba despre arsenalul celui rău pe care îl folosește discreționar, dar în același timp își va cere voie pentru el. El merge la Dumnezeu și vrea să ne încerce, să ne cearnă ca pe greu. Prigoană, care a fost încă de la nașterea bisericii și se va termina odată cu ridicarea bisericii la cer, în ceea ce ne privește, prigoana nu a încetat, nu încetează și nu va înceta. Va fi cu noi, este parte din trupul lui Hristos, din trupul bisericii. De ce? De ce ne-a lăsat Dumnezeu așa? O știe El mai bine. Poate că așa ne sfințim mai clar. Ar fi multe de discutat aici. Dar când vine vorba despre necazul cel mare, lucrurile sunt extrem de bine diferențiate în cuvântul lui Dumnezeu. Cercetați cu atenție scripturile, pentru că nu există punct de egalitate între ele. Prigoana, repet, este unealta celui rău, necazul cel mare este denumit mânia lui Dumnezeu. Eu v-am citat textele acestea. Sunt lucruri care pornesc din surse diferite, sunt lucruri care pornesc de la poli diferiți, sunt lucruri care au
aspecte diferite. Sper că am răspuns fratelui, pentru că era foarte efervescent și nu înțelegea de ce noi doi, de ce noi trei, practic, că și tu ești parte din această echipă, frate Ciprian, discutăm despre mânie. Probabil că trebuiește menționat de asemenea aici, frate Florin, frate Ciprian, pentru ascultătorul nostru, dacă este deranjat puțin probabil de terminologie, trebuie să se uite în Scriptură că nu noi numim perioada aceasta necazul cel mare, a numit-o Iisus Hristos. Corect. Va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la istoria lumii până atunci, nici de acolo încolo. Deci Iisus a numit perioada aceasta necazul cel mare. El o numește și mânia Domnului și tot Dumnezeu o numește ziua Domnului. Deci are trei denumiri diferite. Care vreți să le aplicați este funcție de contextul în care vrei să vorbești despre aspectele acestea. Dar că în dacă tot se vorbește de el, că în necazul cel mare biserica este exclusă, vreau să citesc pentru ascultătorul nostru două pasaje din Scriptură care vorbesc direct despre cine sunt recipienții necazului celui mare. Sigur, este și al treilea pasaj, dar să citesc două din Vechiul Testament. Primul este în Ezechiel 30:3. Citesc de la versetul 2. Fiul omului profețește și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu, văietați-vă, nenorocită zi, și auziți, că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă, aceasta va fi vremea neamurilor. Este pentru popoarele necredincioase. Și al doilea pasaj este pasajul clasic, cunoscut probabil de mulți, Ieremia 30:7, pentru că al doilea recipient al necazului este acesta. Vai, că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea, pentru că e necazul cel mare. Este o vreme de necaz pentru Iacob, dar Iacob va fi izbăvit din ea. Amen. Și la aceasta, dacă adăugați Apocalips 3:10, veți auzi din nou și cred că este bine să-l citim. Ni se spune cum vine necazul și pentru cine este? Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. În cartea Apocalipsa, expresia locuitorii pământului apare de 9 ori. De fiecare dată, când apare această expresie, este cu referire la lumea necredincioasă. Nu este cu referire la poporul Domnului, la biserică, nici chiar la Israel, este la lumea necredincioasă, din afara bisericii și din afara lui Israel. Prin urmare, recipienții necazului sunt lumea necredincioasă, este Israel, biserica nicăieri nu este menționată în această privință și de aceea putem să vorbim despre necazul cel mare, pentru că a vorbit Mântuitorul Iisus Hristos și putem să vorbim despre necazul cel mare cu elementele particulare pe care Scriptura le interferează și le pune în desfășurarea lui pe pământ. Excelent. Am putea lua câteva întrebări care vin de la ascultătorii noștri. Chiar am primit mail-uri zile trecute și le-am și pus pe tabletă. Vine o întrebare de la Samuel Ghemia. Pacea Domnului Iisus, Ciprian, am o întrebare pentru vineri seara. Dânsii susțin că războiul lui Gog din Magog împotriva lui Israel are loc după răpirea bisericii la cer. Dar dacă mergem în Ezechiel 39 de la 9 la 10, vom vedea că 7 ani de zile locuitorii lui Israel vor face focul cu acele arme ale lui Gog din Magog. Dar dacă biserica este răpită la cer înainte acelui război, atunci înseamnă că răpirea va avea loc după 14 ani înainte de sfârșitul acelei ere. Atunci, ce mai caută biserica în Apocalipsa 4 de la 1 la 2?
Mulți susțin că la acea ușiță deschisă în cer este răpirea. Ce mai așteaptă biserica în Apocalipsa dacă ea este răpită înaintea acelui război? Mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze. Sper că ați înțeles întrebarea. Pot să aduc ceva aici? Să știi că eu nu cred că nici fratele Lazar, nici eu nu suntem dogmatici aici. În ceea ce mă privește, în special pe mine, cred că am afirmat deja de vreo două sau de trei ori și v-am și predat niște grafice, niște planșe. Eu nu pot spune cu certitudine când pornește Gog din Magog, pentru că nu am referința. Nu pot să pornesc, nu am referința de timp. Poate să fie în timpul răpirii, poate să fie înainte, poate să fie imediat după. Trebuie să înțelegeți însă că bătălia lui Gog, care pleacă din Magog, mi-e și greu să spun, pentru că l-am pe distinsul profesor fratele Lazar Gog, să nu cumva să ne prezint că fac vreo glumă după aceea. Vorbim aici de Gog din Biblia. Yeah. Când Gog va pleca din Magog, el va merge în Israel ca să-l jefuiască. Nu-i totuna cu bătălia din Armagedon, de la Mageda. Există o teorie în teologie care le pun împreună aceste lucruri. Eu sunt unul dintre aceia care cred că Gog va pleca va coborâ din Magog și se va duce ca să-l jefuiască pe Israel și va fi unul dintre premergătorii anticristului, propulsorii anticristului, dacă aș putea spune asta, care generalii care îl vor ridica, care vor produce acele crize specifice. Acum ar fi mult de discutat aici. Cert este următorul lucru, că există diferențiere între bătălia lui Gog din Magog și invazia lui spre jefuirea lui Israel și bătălia de la Armagedon, care este o bătălie specifică destinată distrugerii și radierii de pe fața pământului a lui Israel. Acea ultimă bătălie nu va avea succes. Armagedon nu va avea, pentru că Domnul spune că el se va coborâ și cu suflarea gurii lui îi va topi într-o clipă, într-o clipeală. Când vine vorba însă despre bătălia lui Gog, avem câteva lucruri distincte, pentru că ei vor ajunge acolo, vor ajunge și sunt acele lucruri. Trebuie să fiți foarte atenți la modul în care priviți lucrurile, pentru că sunt distincte. Pe lângă lucrul acesta, mare atenție, mai sunt texte biblice care inserează ideologia faptului că se va folosi energia arsenalului nuclear rămas pe câmpul de luptă și în perioada mileniului. Nu confundați între ele, pentru că sunt texte care vizează Gog din Magog, sunt texte care vizează mileniu, sunt texte care vizează Armagedonul și toate sunt elemente distincte. Nu sunt unul și același lucru. Atât am avut de menționat aici, frate Vasile. Nici eu nu sunt dogmatic cu privire la timpul în care are loc războiul lui Gog. Poate să aibă loc înainte de răpirea bisericii și după cum merg vremurile, fără să procedăm la o exegeză ziaristică după ziar și după știri, că trebuie să mergem după una biblică, după cum merg timpurile, se grăbește momentul acesta, așa se vede. Dacă va avea loc după răpirea bisericii, poziția pe care o am și o înțeleg din Scriptură, având în vedere faptul că Israel va arde 7 ani de zile armamentul, Israel are nevoie de liniște și de pace să ardă 7 ani de zile armamentul acesta și să se ocupe de lucrarea aceasta. Atunci războiul lui Gog trebuie să fie cu cel puțin 3 ani și jumătate înainte de răpirea bisericii. Ca să aibă 3 ani și jumătate, să fie 7 în total și în prima parte a necazului celui mare, când Israel va fi într-o poziție de pace aparentă, pentru că va face tratat cu Anticrist și va fi lăsat în pace 3 ani și jumătate. Acum, războiul lui Gog trebuie să se întâmple înainte de necazul cel mare. De ce? Cred că unul din motivele pentru care Anticrist va recurge la un tratat de pace cu Israel este că
Israel a avut deja un război cu lumea arabă înainte de războiul lui Gog. Psalmul 83 și va face ordine în jurul lui Israel, așa cum spune Scriptura că Domnul am necas pe vecinii mei cei răi, îi va pune la punct și următorul război va fi apoi războiul lui Gog. Ori prin aceste două victorii, de fapt în războiul lui Gog, Israel nu luptă, luptă Dumnezeu cu Gog și cu hoardele lui prin elemente supranaturale și catastrofe naturale. Israel este într-o poziție de superputere. Are un cuvânt greu de spus în relațiile internaționale, iar Anticrist va fi conștient de lucrul acesta și se va vedea nevoit să facă un tratat de pace cu liderii evrei din momentul acela. Iar liderii evrei se vor simți măguliți să facă acest tratat de pace, de aceea când sunt prezentați în Scriptură, cel puțin în Isaia 28, sunt prezentați ironic de către Duhul Domnului, pentru că nu pricep timpul și nu pot să citească vremea și spune, fac legământ cu minciuna și cu înșelăciunea ca să poată să treacă de și voiul care ar putea să vină peste ei. Acestea sunt elemente legate de războiul lui Gog și de intrarea în ceea ce Scriptura numește necazul cel mare. Deci puneți la minte și la inimă toate elementele sau cât de multe puteți aduna din Scriptură ca să aveți o imagine mai clară a acestei realități, care urmează să se întâmple. Bun, mergem mai departe. O altă întrebare care vine de la Romeo Tremurici. Răpirea bisericii înaintea necazului cel mare este un subiect acceptat atât de fratele Gog, fratele Florin Antonie. Amândoi susțin răpirea înaintea necazului cel mare. Bun. Problema mea este cu fratele Antonie. Mi-a spus că după răpire nu mai au nicio șansă de mântuire, că nu mai avem nicio șansă de mântuire neamul. Aș vrea din tot sufletul, dacă se poate, să-l ruga să explice fraților ce înțelege el prin Apocalipsa, capitolul 20, unde ni se spune că satana va fi legat pentru 1000 de ani ca să nu mai înșele neamurile și pe urmă, după cei 1000 de ani, este dezlegat din nou ca să înșele neamurile pe Gog și pe Magog și care vor porni să atace Israelul. După fratele Anton, Israelul rămâne singurul cu Iisus pentru a împărăți cu 1000 de ani. Atunci eu mă întreb, cine îi mai atacă? Amin, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe fratele nostru. Mi-a scăpat numele. Romeo. Fratele Romeo. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe fratele Romeo. Permiteți-mi să vă spun pe scurt pe ce mă bazez în teza mea. Nu este tocmai cum a prezentat-o dumnealui, dar le iau pe scurt. Si. Aș veni de la coadă la cap, pentru că le-am reținut mai bine. Și anume, nu va fi în mileniu doar Israel și Domnul Iisus Hristos, pentru că va mai fi și biserica. Nu putem să anulăm biserica și să o ștergem de pe hartă. Pe de altă parte, noi când vorbim despre invazia lui Gog din Magog, din punctul meu de vedere, pentru că așa îmi spune textul biblic, eu văd două evenimente. Primul, care este activ, el va pleca efectiv din Magog și va ataca Israelul, iar la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, Gog din Magog, pe care eu îl numesc Gog din Magog 2, sunt o referință a dezlegării satanei, dar care nu va mai, nu ne dă niciun text, nu scrie niciunde că el va mai și reuși în înșelarea neamurilor. Acolo ni se spune că el va fi lăsat să înșele, va fi dezlegat ca să înșele neamurile din nou. Eu nu știu de ce Dumnezeu îl va mai dezlega și mă gândesc că este vorba despre o procedură în judecata satanei, în procesul lui de judecată, dar nu am nicio referință a faptului că el va și înșela neamurile încă o dată. Acum, pe scurt, reîndorpindu-mă înapoi la ceea ce ne-a întrebat fratele nostru cu privire la de ce eu cred că nu mai există a doua șansă, eu mi-aș dori ca fratele să se includă între noi aceia care vrem răpirea acum și care mergem la Domnul Iisus acum și nu aceia care vor fi pune jos. Așa. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în 1 Corinteni, capitolul 10, doar o singură referință ca să-l lași pe fratele Gog mai târziu să poată să-și detalieze sau să răspundă la alte întrebări, să nu umplu timpul cu referințe. Doar una singură vă dau acum. 1 Corinteni, capitolul 10.
aveți acolo cele trei mari categorii pe care Dumnezeu le are mereu în viziunea Lui. Atunci când se uită la această omenire, El vede așa. 10 cu 32. Așa, dacă l-a dat. Vede neamul, vede poporul evreu și vede biserica. Pun biserica la mijloc. Cumva încerc așa să vă portretizez ceva. Vă rog să vă închipuiți acum sau să vă desenați pe hârtie exact ce vă spun. Biserica este formată atât din neamuri cât și din evrei. În fond, primii care au fost acolo aduși au fost evrei, apoi neamurile. Vorbesc despre evrei mesianici, adică evrei care cred în Domnul Iisus Hristos, și neamuri mesianici. Hai să le numim și pe ele mesianice pentru că cred în Domnul Iisus Hristos. Avem în exteriorul bisericii neamuri non-mesianice care nu cred și nu-L acceptă pe Domnul Iisus Hristos și avem evrei non-mesianici care nu cred și nu-L acceptă pe Domnul Iisus Hristos. Ei bine, biserica va fi ridicată la cer. Nu stăm să discutăm acum lucrul acesta, cred că a fost lămurit. Dacă e nevoie, îl vom mai lămuri cu o proximă ocazie, va ocupa prea mult timp din emisiunea noastră. În momentul în care biserica va fi răpită la cer, ea va trebui să aibă împlinit numărul de plin al neamurilor. Este scris în fond și la urma urmei în Romani, capitolul 10-11, le găsiți extrem de clar explicate acolo. Iată, fraților, că nu vreau să rămâneți în necunoștință, vă spun o taină, că Israel va reveni și așa doar de rămășița lui. De ce Dumnezeu mai are de lucru cu Israel? Aici este de lămurit, și anume pentru că Israel a trebuit să fie pus pe pauză la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, când după 69 de săptămâni din cele 70 profețite, el, pentru că nu a crezut și n-a cunoscut ziua cercetării, a fost pur și simplu orbit. În momentul ăsta, Israel, grosso modo, este orb. Harul este la neamuri. Acum, între neamuri, totul se accesează cu ușurătate. Când biserica așadar va fi răpită la cer, Dumnezeu se va reîntoarce către evrei ca să-și, să zicem așa, folosind niște terminologii simple, ca să își împace ultimele, da, ce mai au de împărțit, să-și facă ultimele socoteli, pentru că ei vor trebui să dea socoteală de cine au stăpâns, el vor trebui să răspundă de ce l-au respins pe Dumnezeu. Este acea ultimă săptămână de ani, adică 7 ani de zile, și din momentul acela, eu dacă aș accepta că mai există o a doua șansă pentru creștini, pentru neamuri, asta este înțelegerea mea, repet, nu sunt eu dogmatic aici, nu vin să arăt cu degetul pe nimeni, dar eu asta cred. Dacă noi acceptăm că vor mai veni, trebuie să anulez 2 Tesaloniceni 2, pentru că oamenii vor crede o minciună. Ar trebui să anulez ceea ce spune Domnul Iisus, care zice, astăzi dacă auziți glasul, nu vă împlutiți în nimic. Pe de altă parte, ar trebui să pun o a patra categorie care nu există pe niciunde. Pentru că cei care vor fi acolo cu a doua șansă vor trebui să vină creduli în minciună sau nu știu, că nu am text biblic. Că ei nu sunt nici în biserică, că biserica e deja rătită, ei nu sunt nici evrei, că deja evrei sunt selecționați ai lor. Ei vor rămâne în categoria locuitorilor Pământului. Aici e problema mea, pentru că locuitorii Pământului primesc un titlu specific. Titulatura asta de locuitor al Pământului deja îi diferențiază față de credincioși, care sunt oameni cu cetățenia deja scrisă în ceruri, parafați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Evrei, apropo de lucrul acesta, ca să vedeți distinția între ei, veți vedea că ei vor fi ștampilați, vor fi parafați, vor fi pecetuiți cu peceta lui Dumnezeu. Sunt lucruri distincte, peceta Duhului Sfânt, peceta lui Dumnezeu. E, pe asta mă bazez eu, când cred că nu va mai fi a doua șansă pentru aceia care se joacă cu focul acum și cred că pot să-și trăiască viața cum vor și cumva ei se vor întoarce la Dumnezeu. Ca să nu fie însă nedreptate în Dumnezeu, iată ce vă mai spun. Ca să nu fie nedreptate în Dumnezeu, oamenii nu se vor mai întoarce pentru că îi împinge Dumnezeu, îi dă afară efectiv, ci pentru că ei vor crede o minciună. Nu o să vrea să se mai întoarcă la Dumnezeu. Biblia ne spune că vor merge după Anticrist, vezi Apocalipsa 13, și îl vor ridica în slavă. Ei vor crede efectiv că acela este Dumnezeul lor. Ei vor crede efectiv că acela este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu uitați, și cu asta închei. El când va veni pe pământul acesta, ne spune că va veni cu toate puterile satanei, cu minuni, cu semne mincinoase și colat peste pupăză. Nu doar că se va transforma într-un înger de lumină, dar va merge până acolo unde va coborî focul din cer.
Acum, pentru cultura românească este poate așa o figură de stil. Adică, domne, va face hocus pocus, va trage cu artificii, eu știu. A coborî foc din cer însă, în cultura sau în limbajul biblic, înseamnă să simulezi sfințenia lui Dumnezeu până la cel mai înalt nivel. Pentru că coborârea focului din cer reprezenta focul pe care Dumnezeu îl trimitea ca să ardă jertfa. A fost coborât când, cel mai probabil pentru voi, cel mai probabil mai ales pentru școala duminicală, așa a sesizat inclusiv părerea mea Cain, că jertfa lui nu a fost primită, pentru că nu a ars. Dacă vă uitați pe deducția logică a textului biblic, de fiecare dată când Dumnezeu găsea plăcere, el mistuia jertfa respectivă. Aduceți-vă aminte de Ilie, aduceți-vă aminte de Moise, aduceți-vă aminte de cei doi copii al lui Aron. S-au luat cu lucrurile, au uitat porunca, s-a stins focul sfânt și l-au pus ei foc străin. Atunci a trebuit să plătească. În fine, Satana va simula lucrurile acestea și oamenii îl vor credea pe cuvânt. De aceea, iubiții mei, sfatul meu pentru voi, sfatul meu este un sfat și un strigăt. Nu vă lăsați pe ziua de mâine ce puteți face astăzi. Pentru că sunt lucruri specifice scrise în Biblie și fiți atenți aici. Și dacă eu mă înșel în ceea ce vă spun vouă, și dacă eu mă înșel și voi veniți după mine și aprindeți răpirea, nu o să regretați lucrul acesta. Dacă eu mă înșel și rămâneți pe pământul acesta, există riscul să găsiți o minciună. Ascultați-mă ce vă spun, dar dacă nu mă înșel, mare problemă va fi pentru aceia care vor rămâne aici. Nu vă ratați șansa. Acum, zice Domnul Iisus, o spun eu, nu o spun eu. Dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inimile. Acum, astăzi, pentru că mâine nu e a noastră, iubiții mei. S-ar putea ca mulți dintre noi să nu mai ajungă nici până în ziua de mâine, dar apoi până la când vă plinteți. Dumnezeu să vă plinteți. Frate Lazar, dacă aveți de comentat, de adăugat, de ceea ce a spus fratele Antonie. Da, poziția mea din înțelesul meu în scriptură este că avem suport textual, biblic, să credem că mântuirea este posibilă și după răpirea bisericii la cer, mântuirea neamurilor. Pentru că în scriptură avem prezentat de Sfântul Apostol Pavel acest mare adevăr. Fiecare la rândul cetei lui, fiecare mântuit este dintr-o grupare. Sfinții Vechiului Testament, Sfinții Bisericii, Sfinții Necazului, Sfinții Mileniului. Ori în ce privește poziția pe care Biblia o prezintă în Apocalipsa. În Apocalipsa, Sfânta Scriptură prezintă trei grupări de sfinți, trei cete distincte, care se mântuie după răpirea bisericii. Prima grupare este cea din Apocalipsa, capitolul 6, de la peceta a 5-a, când spune că a văzut sub altar sufletele celor care strigau: până când zăbovești, Doamne, să răzbuni sângele nostru. Este evident că nu sunt sfinții bisericii, pentru că ei sunt reprezentați și prezentați acolo prin cei 24 de bătrâni. Dar faptul că întreabă până când zăbovești să răzbun, ei nu știu de ce răspunsul la această întrebare, de ce întreabă pe mine și alți cercetători ca mine, mă face și ne face să credem că între răpirea bisericii la cer și începerea propriu-zisă a necazului celui mare, a mâniei Domnului, semnarea tratatului de pace dintre Anticrist și Israel, că acesta este mecanismul care declanșează necazul cel mare, va fi o perioadă de timp necunoscută. Poate 3 ani jumate, 5 ani, 10 ani, nu știu. Deci răpirea bisericii la cer nu însemnează imediat începutul necazului celui mare. Anticrist are nevoie de o perioadă de timp
în care, așa cum spune în Apocalips, capitolul 6, versetul 1 și 2, să se ridice, să crească, să poată să apară pe scena omenirii ca un salvator. Dar în această perioadă de timp, în înțelegerea mea, este că un segment din biserică care n-a fost răpit la cer și cel mai probabil, așa cum vă vorbeam în altă ocazie, este biserica din Tiatira, la care spune și îți voi da un necaz mare, necazul cel mare, megatlipsis, este aceeași expresie care este folosită de Domnul Iisus Hristos, necazul cel mare. Biserica romano-catolică se încadrează în acest aspect din perspectiva interpretării celor 7 biserici în forma mersului istoriei bisericii de la A la Z. Și vor declanșa din nou o persecuție ca și în timpul Inchiziției și prin această persecuție mulți vor cădea și mulți vor cădea uciși. Aceștia sunt sufletele de sub altar care întreabă până când, pentru că n-a început necazul cel mare, că dacă începe necazul cel mare, știm că durează 7 ani de zile, 7 ani de zile profetici, fiecare an are 360 de zile. Ori de aceea Biblia împarte odată 1260 de zile și iar 1260 de zile sau 42 de luni. Ar fi știut când se sfârșește necazul, dar pentru că încă n-a început necazul, de aceea întreabă până când. Sau aceasta este o ceată de mântuiți după răpirea bisericii. Apoi este a doua ceată de mântuiți, este Apocalips capitolul 7, mulțimea aceea care nu poate număra nimeni, din orice limbă, din orice neam, din orice seminție care există pe pământ. Eu înțeleg că ei sunt, pentru că sunt prezentați imediat după pecetuirea celor 144.000 de evrei, evangheliștii pământului, în timpul necazului celui mare, eu cred că această gloată mare, această mulțime imensă, sunt rezultatul muncii acestor evangheliști. Oamenii se întorc la Domnul pentru că acești evangheliști predică Evanghelia Împărăției. Oameni buni. Mai sunt 1260 de zile și vine Domnul și instaurează împărăția. Deci le spune cu date, le spune cu cifre. Aici n-am fost eu înțeles, de exemplu, când am vorbit despre date, că uite, aceștia vor ști exact când vine Domnul, pentru că vorbesc din perspectiva iudaică, nu din perspectiva bisericii, și vorbesc în timpul necazului celui mare. Încă... V-au cineva că știți data? Cum? V-au acuzat că știți data? Da, m-au acuzat că știu data aia și că am pus date și n-a venit Domnul. Și, da. Ei spun, încă 1260 de zile și se sfârșește necazul, se termină cu impostorul acesta care se numește s-a dat drept Mesia și care este Anticristul. Deci ei pun date, ei spun cu certitudine, asta este Evanghelia Împărăției și se va intra în Împărăția de 1000 de ani a Domnului nostru Iisus Hristos. Rezultatul este... o mulțime imensă de oameni care se mântuie. Și întreabă Scriptura, de unde vin? Din necazul cel mare. Dacă vin din necazul cel mare, textual, sunt și mântuiți dintre neamuri. Și apoi este a treia grupare de mântuiți în timpul necazului celui mare, este gruparea celor care se mântuie după instituirea pecetei. Apocalips 20 spune că aceștia n-au primit peceta, semnul fiarei, n-au vrut să se închine fiarei și sunt o grupare specială care vor domni împreună cu Iisus Hristos și cu biserica timp de 1000 de ani și vor avea un rol special în timpul împărăției de 1000 de ani. Sigur, în trupuri de glorie, nu în trupuri pământești. Iar în ce privește... sfârșitul necazului celui mare, ca să răspund și la această întrebare, în înțelegerea mea textuală, frate Antonie, spuneați că nu vedeți un text care să suporte că Satan a reușit să motiveze pe cineva sau să nu motiveze dintre neamuri să vină împotriva lui Gog, Gog numărul 2. Textual este clar că Satan a reușit să motiveze pe cineva, pentru că uitați ce spune aici: când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat,
Apocalips 20, 7 la 9. Și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Și spune, deci, că a reușit, numărul lor va fi ca nisipul mării. Ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților, tabăra lui Israel. Din moment ce spune că sunt ca nisipul mării, înseamnă că a reușit să facă damage, să facă pagubă spirituală într-un număr imens de oameni care s-au înmulțit în timpul, în timpul mileniului, pentru că oamenii trăiesc 1000 de ani. Deci neamurile vor fi înșelate în perioada aceea scurtă. Aia nu știm cât de lungă este, dar va avea efecte. Deci biblic textual avem argument să credem că va reuși să înșele și va înșela un segment de populație foarte mare dintre neamuri. Referitor la ceea ce dumneavoastră spuneați și citați din Biblie, din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetele 9 la 11, că vor ajunge să creadă o minciună. Sigur, minciuna este în timpul necazului celui mare, nu este în timpul mileniului, pentru că credincioșii care rămân pe pământ și pe care Domnul Iisus Hristos, din judecata din Matei 25, îi împarte oi și capre și cu care moștenește împărăția, credincioșii aceștia sunt aceia care n-au vrut să creadă minciuna și care vor intra în mileniu, în împărăția de 1000 de ani, și care se vor înmulți și a căror descendenți vor fi înșelați de diavolul la sfârșitul necazului celui mare, la sfârșitul împărăției de 1000 de ani. So, în această privință, punctul meu de vedere de înțelegere textul Scripturii este puțin diferit. Să știți că este acceptabil. Este acceptabilă explicația dumneavoastră și respectabilă. Dacă îmi permiteți doar o scurtă completare aici, să vă spun părerea mea. Semantica textului în versetele pe care le-ați citat, vedeți, acolo zice că ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților. În înțelegerea mea, coroborat cu textul vechi al Septuagintei, atenție, Septuaginta este Vechiul Testament, nu este Noul Testament, dar acolo, în Septuaginta, ni se spune, de fapt, ce este Gog. Pentru că Gog, citit în limba greacă, că el este prezentat acolo, este pus ca și împăratul lăcustelor. Iar noi știm din Cartea Proverbelor că lăcustele nu au împărat, ceea ce, în înțelegerea mea din textul acesta, este că aici nu sunt oameni cei pe care i-am înșelat, ci sunt pur și simplu arătările astea ale lui, cu care va fi demonii lui, al lui Gog, și pe cei pe care îi conduce. Mă rog, este o diferență de optică, de semantică, în modul în care citim acolo același text și la cine, pentru că dacă vă uitați pe semantică, vedeți că nu știm exact la care dintre categorii se referă. Gramatica nu-ți dă o direcție precisă. Dacă cei care se vor sui sus pe nisipul vor fi, și care vor fi ca nisipul mării, sunt oamenii sau sunt cei care vin împreună cu Gog. Acum, singura diferență care pe mine mă face să înclin balanța în partea cealaltă este faptul că ei vor veni de acolo de unde vor fi fost închiși, undeva în adânc. Dar mă rog, aceasta este o chestiune care oricum va fi lămurită la momentul respectiv. Singura noi deja am fost de mult acolo. Singura diferență este numai că totuși include termenul neamurile și neamurile nu ne permite să credem că sunt ființe demonice. Da. Neamurile sunt neamuri, deci de aceea. Da. Ascultăm încă întrebările. Sigur, sunt câteva întrebări, deci fapt erau destul de multe întrebări pe acest subiect, da, frate Lazar, susțineți că din necazul cel mare va fi acea gloată mare și acelea sunt neamurile care vor fi mântuite. Fratele Antonie susține că nu doar evrei. Bun, aici cred că s-a deslușit, mergem mai departe, n-aș vrea să stăm mai mult pe subiectul acesta. Cu siguranță o să mai avem astfel de debate-uri și, cum am zis, chiar și în realitate ne gândim la astfel de debate-uri în țară, în România. Ar fi bine. Ar fi bine, da. O gândim la începutul anului viitor, februarie până în aprilie.
ce frumos ar fi să fim acolo fără problematică de telecomunicații, de microfoane care nu merg, să stăm împreună și oamenii să poată să pună întrebările direct sau poate cu alți pastori care să vină să facem așa un panel de discuții. Cred că ar fi un deliciu. Sigur, păi așa se face. Aici, în Statele Unite, sunt foarte multe conferințe profetice. Îi spuneam fratelui Ciprian, nu se fac niciodată pe stadion pentru că nu-și au locul pe stadion, trebuie în locuri închise unde să se poată comunica cu oamenii și unde se poate menține atenția la maximum, pentru că nu este evangelizare, este învățare, este analiză. Sunt lucruri de finețe, de finețe. De tehnică, și acolo nu sunt lucruri cu care să le aruncăm în sus și să... Se prezintă subiectul, se pun întrebări și așa, se face pe bază de participare, de înscriere și de o taxă care te ajută să acoperi costul sălii pe care o închiriezi, costul invitațiilor, deci sunt probleme de logistică care sunt simple și nu trebuie să ignorate, fiindcă ne ajută. O gândim, suntem convins că în primăvară acum, Ciprian, da? L-ai destăinuit surpriza, fraților. O gândim acele două locații. Ne gândim la locația Arad și locația Cluj-Napoca. Pentru dumneavoastră, unde ar fi mai bine, frate Lazar? Arad sau Cluj? Eu am crescut în Cluj, deci este ok cu mine în Cluj. Adevărul că... Iar în Arad am prieteni mulți în Arad și deci aș avea ocazia și să mă întâlnesc cu ei. Este locul nu contează. Ok, deci numai avem invitații pe care îi programați să fie oameni care se pricep în subiectele acestea, că dacă nu se pricep în subiectele acestea, atunci să-mi scuzați expresia, iasă o cace al mag care îți îndepărtează gustul după aceea de profeție. Și de... Avem și un sondaj care ne spune că 36% ar putea veni în Arad, 43% ar veni în Cluj și 21% nu știu, nu doresc. Deci, dintre 1058 de persoane care au votat, restul de mult, undeva 400 ar veni Arad, 500 ar veni Cluj-Napoca. Bun! Continuăm să studiem terenul, să vedem locațiile, să vedem momentul când va fi, studiem sălile Arad, Cluj, organizăm cu voluntari care e nevoie de implicare multă. Așa că astea sunt nuanțe și care vom în perioada următoare le vom intensifica, dar cu siguranță dacă ați acceptat, frate Lazar, la dumneavoastră un pic mai departe, frate Florin, Londra, eu cred că nu e chiar așa de greu să veniți în România. Păi îmi cumpărați o rachetă și vin repede. Bun, sunteți pe lista cea mai importantă cu primele numere, sunteți la noi. Mergem mai departe cu alte întrebări care vin. Sunt întrebări destul de ușoare de la fratele Costel Leontică, pace, frate prea iubit. Gog, dacă neamurile vor fi mântuite și după răpire, cum interpretați Romani 11:25? Cum să înțelegem încă un segment din biserică? O parte este răpită și o parte nu va fi la nuntă. Romani 11:25, Cornilescu. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține încă, care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Asta este întrebarea fratelui Costel. Întrebarea este o întrebare înțeleaptă, dar nu este așa de complicată după cum apare. Răspunsul este tocmai în versetul 25 din Romani 11 pe care l-ați citit, pentru că Apostolul Pavel explică foarte bine în Romani faptul că împietrirea lui Israel s-a datorat planului măreț al lui Dumnezeu de a deschide această paranteză în istoria omenirii numită biserică. Și atâta durează
împietrirea lui Israel, până când paranteza aceasta se închide, numită biserică. Iar numărul deplin al neamurilor nu este cu privire la numărul deplin absolut al tuturor neamurilor, ci numărul deplin al neamurilor, pentru că este vorba de paranteză, este numărul deplin al neamurilor din biserică, care formează biserica. Ori sfinți sunt și în afara bisericii, după cum am văzut, alte cete. Cel mai frumos este Psalmul 45. Printre preiubitele tale sunt fete de împărat. Cel despre care vorbește este împăratul Iisus Hristos. Are mai multe iubite. Sunt fete de împărat. Dar zice, mireasa, împărăteasa ta, stă la dreapta ta. Celelalte fete, însoțitoarele ei, merg după ea. Prin urmare, Dumnezeu are mai multe, exact cum spune Pavel, că mai multe cete de mântuiți. Iar când spune numărul deplin al neamurilor, nu se referă că de acolo încolo nu mai există neamuri mântuite, ci se referă la faptul că ceea ce numește Hristos biserică s-a încheiat, nu există altă adăugire la biserică. Biserica însemnează de la învierea din morța Domnului Iisus Hristos și până la răpirea bisericii la cer. Asta este biserică. Celelalte cete de sfinți sunt, așa cum le numește Scriptura, sfinții Vechiului Testament, cum zice lui Daniel, sfinții poporului tău, sunt sfinții necazului, sunt sfinții mileniului, sunt alte cete din care fac parte glorie Domnului și neamurile. Deci nu este complicată întrebarea, pentru că, încă o dată, împietrirea lui Israel este doar pe perioada bisericii, nu este după perioada bisericii. Frate Florin, vreți să spuneți ceva? Păi, am cam spus și acoperit acest subiect. Bun. Și putem să trecem la alte întrebări, pentru că, în principiu, cred că s-a clarificat oarecum. Da? N-ar avea sens să repetăm aceleași lucruri sau să mergem pe... De la Dorin Surdaș, de unde se deduce că o parte din poporul evreu se vor ascunde în Petra? Petra nu este menționată în Scriptură, este acea locație Shelah, din 2 Regi 14 cu 7. Ea apare de multe ori și în cartea Isaia. Care doriți să răspundeți? Cartele Lazar și-a dorit să răspundă, lăsăm. Nu este o întrebare pentru o persoană, ci pentru amândoi. Da, deci eu, comentariul pe care îl fac eu este acesta. Denumirile istorice se schimbă de-a lungul timpului, nu rămân aceleași pentru toate localitățile. Iar în ce privește Petra, în Sfintele Scripturi, documentele istorice care există la ora actuală este că de-a lungul istoriei Petra s-a numit Shela, exact cum ați spus dumneavoastră, s-a numit de asemenea Boțra. Și cuvântul Domnului, de exemplu, în Isaia, nu? 63. Cine este acesta care vine din Boțra și care are veșmintele stropite cu sânge? Este similar cu a întreba cine este acesta care vine din Petra, pentru că istoric și-a schimbat denumirea. De ce? Pentru că au trecut mai multe popoare în zonă. Au trecut grecii, i-au schimbat numele, au trecut romanii, i-au schimbat numele, au venit din nou, au venit palestinienii, populația care formează Iordania de astăzi, și pentru ascultătorii noștri n-a fost niciodată un stat în zona aceea sau un regat, Iordania. N-a existat niciodată popor iordanian și n-a existat niciodată popor palestinian. Acestea sunt denumiri care au fost formulate de la 1935 încoace, deci ca să cunoaștem istoria. După ce englezii au văzut că n-au mai primit autoritatea din partea Națiunilor Unite ca să țină
în ordine și în control Orientul Mijlociu și când au văzut că pierd controlul asupra petrolului, au început să încurajeze formarea din nou de state care bunoară au existat în zona aceasta. Irakul, Iranul, pentru că nu existau ca și state organizate în timpul acela, Arabia Saudită, și așa s-a format și un stat la care, lângă Israel, care la început s-a numit Transjordania. Mai târziu i-a pus numele Iordania. Deci numele se schimbă, depinde de poporile care vin. Așa s-a schimbat numele acestei localități, care astăzi se numește Petra. Nu este complicată problema, pentru că istoric este documentată. Mergem mai departe la o altă întrebare de la Silvia Hulbar. Pace, ecumenismul mondial este unul dintre semnele dinaintea răpirii? Trebuie să înțelegeți ce înseamnă ecumenism. Pentru că ecumenism nu înseamnă că se vor întâlni la aceeași masă frații baptiști, frații pentecostali și frații ortodoxi. Ecumenism înseamnă că statele lumii, prin religiile lor, și anume religiile mari, Islam, vorbesc de religiile alternative creștinismului, da? Islam, hinduism, budism și toate celelalte, vor veni lângă creștinism și vor spune: domnule, avem același Dumnezeu. În fond și la urma urmei, când Anticrist va veni pe acest pământ, unul dintre, hai să spunem, dezideratele care îl vor face să fie anticrist este că el va fi liderul religiilor lumii. El va fi, la un moment dat, recunoscut ca fiind Dumnezeu. Se va duce în Sfânta Sfintelor, ceea ce presupune faptul că templul va fi rezidit la Ierusalim, indiferent ce zic sau pretind alții, o spune Domnul Iisus Hristos și eu tind să-L cred pe El. El va face ecumenism absolut. Exact, el va face un ecumenism absolut în care el va fi Dumnezeul tuturor și toți îl vor recunoaște drept Dumnezeul tuturor. Faptul că omenirea se pregătește, nu trebuie să fim dogmatici, dar în același timp nu trebuie să fim nici ușor în analiză când vedem lucrurile acestea. Dacă ne uităm în ziare, dacă ne uităm la televizor, dacă ne uităm în viața de zi cu zi, noi vedem că există o slăbire a tuturor religiilor lumii. Să știți că musulmanii nu sunt atât de efervescenți așa cum îi vedeți voi la televizor. Veniți la Londra și o să vedeți că nu le prea pasă de religia lor. Creștinii au slăbit, budiștii au slăbit, ceea ce arată semnele faptului că sistemul acesta pe care Anticrist, iată, spiritul Anticrist, care este prezentat astăzi prin televiziune, prin mass media, prin social media, slăbește valorile religioase la toate religiile acestea mari, ca să-și poată face culcușul lui, ca să-și poată face cuibarul lui, ca să-și poată face o linie ușoară în care să poată să-i subsidieze. Și dacă vă uitați în Isaia 14, dacă vă uitați în textele pe care îmi reprezintă acest mare proroc al Dumnezeu, veți vedea că ăsta e planul lui. În fond și la urma urmei, să se suie pe muntele adunării dumnezeilor și să fie drept Dumnezeu. El trebuie cumva, conform profeției, să ajungă acolo. Ceea ce ne arată că este unul dintre semnele că biserica, într-adevăr, se pregătește pentru răpire, pentru că, hai să zicem altfel, sunt semne clare că ne apropiem de iarnă atunci când vezi că începe să curgă brumă din ce în ce mai mult, că frunzele cad din pom. Că ne apropiem de răpire ne-o spune timpul, atâta vreme cât iată armatele lumii. Iubiții mei, trebuie să fii, iertați-mă că o spun, poate sunt prea direct, trebuie să fim orbi din punct de vedere și spiritual, dar și de poziționare geostrategică în mințile noastre, să nu înțelegem că ceva se pregătește atâta vreme cât iată armatele lumii s-au strâns în Estul Europei, cele mai puternice. Cea mai puternică armată a lumii, vorbesc despre armata Statelor Unite ale Americii, tocmai ce își trimite acum cele mai puternice componente ale arsenalului nuclear acolo, în Estul Europei, vor fi pe teritoriul României, vor fi bombe gravitaționale, ceea ce înseamnă că sunt cele mai periculoase dintre ele. Să știți că nu rachetele nucleare intercontinentale sunt periculoase, pentru că pot fi interceptate acelea.
Cele mai periculoase sunt bombele gravitaționale, chiar ce înseamnă că ele vor fi lăsate să cadă din avioane. Avioane care merg la mare altitudine, nedetectabile pe radar. Ceea ce este foarte riscant. Asta înseamnă că ceva se pregătește aici. Niciodată nu a mai fost așa de mare concentrație în Estul Europei, nici măcar la al doilea război mondial. Atât de multă forță militară. Și e cantonată exact pe culoarele care, din punct de vedere al analizei escatologice, ne-au fost profețite de mult. Tuvalu și Meșacu, Turcia de astăzi, iată că este în scenă. Germania de atunci prezentată, iată că este în scenă. România, iată că este în scenă. Toate acestea sunt culoarele prin care Gog își va pregăti invazia lui. Vorbesc despre demonul Gog din cartea Ezechiel și apoi din Apocalipsa, că își va pregăti culoarele. Deci, noi când vedem lucrurile acestea, este imposibil să nu ne gândim că suntem aproape de moment. Nu uitați însă, noi nu putem să stabilim că va fi mâine, poimâine, răspoimâine. Totul depinde de împlinirea numărului de plină al neamurilor. În fond și la urma urmei, Apostolul Petru a mers până acolo încât ne-a zis că depinde de noi și noi trebuie să ne dăm silința să grăbim venirea Domnului. Cu alte cuvinte, avem de a face o treabă, și anume să producem rod. Din punctul meu de vedere, cu cât producem mai repede rod, s-ar putea ca, iată, poate unul dintre voi care ascultați astăzi aici, să fiți exact ultimul juvaier din cufărul lui Dumnezeu. Și prin voi să se împlinească numărul de plin și uite așa chiar în timpul în unei emisiuni să mergem toți și să ne trezim vorbind chiar acolo, în Împărăția lui Dumnezeu. Așa că Dumnezeu să vă binecuvânteze. Suntem foarte aproape. Ați avut, cred că, ceva să menționați, frate Lazar. Da, am vrut să menționez următorul lucru. Chiar dacă o să ne auziți, vorbesc pentru ascultători, chiar dacă o să ne auziți că părem dogmatici în anumite lucruri, că așa se va întâmpla sau asta va fi, să nu vă surprindă și dacă nu se împlinește neapărat exact cum l-am spus noi. Putem să fim greșiți, este drept, dar există un alt fenomen. Dumnezeu ce a promis în Scriptură, din punct de vedere escatologic sau vremurilor din urmă, împlinește absolut. Însă, este o lege pe care numai Dumnezeu o are, și anume, cel ce emite legea, Dumnezeu, are și dreptul să o suspende, când vrea El să o suspende, pentru că are autoritatea aceasta, El a emis-o. De exemplu, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Și au mai trecut 150 de ani până când Ninive a fost nimicită. Și a mințit Dumnezeu sau a greșit Dumnezeu? Nu! Și Dumnezeu, în puterea lui absolută de a mai da o șansă oamenilor, a suspendat legea pe care a spus-o de 40 de zile, a introdus 150 de ani în ecuație și ceea ce a spus că Ninive va fi nimicită, a fost nimicită când a venit Imperiul Babilonian în 612 înainte de Hristos. Deci trebuie să înțelegem niște factori și niște fenomene care Dumnezeu le are în control, nu noi oamenii. De acord cu dumneavoastră. O întrebare care vine pentru fratele Lazar de la geamănul Johnny. Frate scump Lazar, poporul evreu a intrat în anul 5783. Scriptura spune că nu va trece neamul acesta până nu se va împlini toate cele spuse de Domnul Iisus Hristos. În Matei 24 am înțeles că neamul, mi s-a închis telefonul, că neamul acesta s-a înființat în 1948, iar o generație duce între 70 și 80 de ani, conform psalmului 90. Întrebarea este, anul evreiesc nu este corect? Nu s-au luat în considerare anii din Babilon? Vă mulțumesc și vă ascult cu mare drag. Am învățat multe din aceste emisiuni, Vocea Creștinilor. E mult de vorbit pe subiectul acesta. Am să vă dau un răspuns mai scurt ca să putem să ne încadrăm în timpul care îl avem la dispoziție. Anul evreiesc nu este anul corect de la creație încoace, cum numără ei anii. Evreii au o carte specială, Seder Olam, în care au discutat și au reformulat istoria lumii așa cum
au căutat ei să o interpreteze și în CD-ul am, spre deosebire, de exemplu, de cartea lui Iașer, spre deosebire de cartea Jubileilor și spre deosebire de alte izvoare istorice și documente istorice, în istoria statului evreu actual lipsesc cam 260 de ani. De ce lipsesc? Cred că din studiile și documentele pe care le am, faptul că nu l-au primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, au făcut de așa manieră încât evenimentele de la Imperiul Persan încoace le-au interpretat că în Imperiul Persan au fost numai 4 împărați. O interpretare greșită a lui Daniel. Imperiul Persan a avut 13 împărați, n-a avut 4 împărați și a durat 200 și ceva de ani, nu a durat numai perioada celor 4 împărați de care vorbește Daniel cu scop special, nu de durată, ci cu scop de a prezenta anumite evenimente. Eu cred că rabinii evrei, cei care au compus Zerolamul, desfășurarea istorică a evenimentelor, au făcut intenționat lucrul acesta să piardă ani din istoria evreiască cu scopul de a nu lăsa să se vadă că profețiile lui Daniel s-au împlinit la zi, la literă, cu privire la Domnul Iisus Hristos, intrarea lui în Ierusalim, nașterea din Betleem și cu scopul să nu se înțeleagă că Iisus Hristos este Mesia, Iisus din Nazaret, ci că evenimentele care s-au întâmplat cu el nu s-au petrecut în desfășurarea normală a istoriei, prin urmare nu poate să împlinească funcția aceasta de Mesia, de Fiul lui Dumnezeu. Deci intenționat a fost scrisă istoria ca să se piardă urma Domnului Iisus Hristos. Dar nu s-a pierdut, să nu fie nimeni necăjit de treaba aceasta. Nu însemnează că dacă evreii sărbătoresc anul cu tare, aceea este litera de lege după care trebuie să meargă omenirea în ce privește de cursul anilor la ora actuală. Dincolo de aspectul acesta, da, Biblia spune că anii vieții noastre se ridică până la 70, deja mai am 2 ani și am încheiat, pentru cei mai tari până la 80. Și cine va vedea, generația care va vedea evenimentele despre care vorbește și smochinul înfrunzind, aceea este generația sfârșitului. Eu cred că suntem generația sfârșitului, însă în interpretarea aceasta trebuie să ținem cont de un amănunt care foarte puțin îl observă în profeția Domnului Iisus Hristos. Iisus Hristos spune, când veți vedea toate acestea împlinindu-se, ori noi n-al le-am văzut împlinindu-se, pentru că cei ce le vor vedea lucrurile împlinindu-se despre care vorbește Iisus Hristos sunt cei care vor vedea împlinindu-se necazul cel mare. Pentru că el prezintă evenimentele acestea și apoi trage concluzia. Ori biserica n-a văzut evenimentele acestea împlinindu-se, de aceea va fi forțat să spunem că în 70 de ani, în 80 de ani se încheie istoria. Deși nu este imposibil, pentru că venirea Domnului este iminentă, răpirea bisericii, sau cum spunea fratele Florin, poate nu încheiem emisiunea și ne întâlnim cu Domnul în văzduc, așa să fie. Deci nu putem să fim dogmatici pe un literalism de felul acesta, pentru că nu se potrivește, nu concordă cu alte profeții biblice la care trebuie să ne uităm. Și apoi răpirea bisericii la cer nu este condiționată de niciun eveniment, fiind iminentă. Venirea Domnului Iisus Hristos a doua oară este condiționată de evenimente care trebuie să se întâmple înainte, dar nu răpirea bisericii la cer. Bun, o altă întrebare care vine... Până să mergi la... Sigur. O scurtă completare ca să întăresc ceea ce a spus fratele Lazar mai devreme. Să știți că iubiții mei, data exactă a calendarului nu se mai cunoaște de mult.
atât de mult au fost întortocheate încât în cercurile restrânse ale rabinilor în momentul acesta se consideră că 6.000 de ani aceia ar trebui să se împlinească undeva, zic ei. Vă rog să înțelegeți, nu o spun eu, o spun anumiți oameni, undeva între 2030-2035, dar avem o marjă de eroare de plus minus 15 ani, generate tocmai datorită sau din faptul că atât de întortocheate sunt încât s-au pierdut efectiv anumite componente istorice care nu mai pot fi puse și cumva 10-15 ani pot fi și în plus și în minus. Dar ce vreau să vă spun vouă este următorul. Uitați-vă că se vede sezonul. Noi nu putem ști ziua, nu putem ști anul, dar se vede sezonul, iubiți-le, uitați-vă pe geam afară. Nimic nu mai e cum era odată. Absolut nimic. Tot se plâng că s-a dus clima cu fundul în sus, că economia nu știu ce se... Totul se schimbă. Pe de altă parte, eu am acest reper, care îl păstrez pentru mine. Reper. Eu îl păstrez pentru mine, dumneavoastră, vorbesc despre ascultătorii noștri. Psalmul 102 ne spune că acea generație care va vedea rezidirea Sionului este ultima generație. Acolo este, în evreiește, Aharun. Aharun înseamnă terminal, care încheie, care sfârșește. Lucrul ăsta s-a întâmplat în 1967. Eu nu stau să număr cât are o generație, că nu scrie niciunde că va fi la sfârșitul generației, dar va fi aproape. Iubiții mei, prea mulți sunt factorii care converg aici. Sigur. Nu suntem dogmatici, dar prea sunt mulți factori care converg în aceste direcții. Poate ar trebui să fim atenți la viața noastră de sfințenie și în fiecare zi să fim pregătiți. Pentru că ascultați-mă ce vă spun. Domnul Iisus, sau cum spunea fratele Lazar mai devreme, răpirea bisericii depinde doar de împlinirea unui număr în acel cufăr al lui Dumnezeu de suflete. Doar El o știe. S-ar putea să fie unul din voi în seara asta. Și gata, mergem acasă. Dar când vedem cât de mult ne apropiem de elementele pe care El le-a prescris că se vor întâmpla la sfârșit, eu bag de seamă, după înțelepciunea umilă pe care mi-a dat-o mie Dumnezeu, că suntem foarte aproape inclusiv de împlinirea acestui număr. Așa că faceți-vă un serviciu vouă, nu nouă. Și fiți sfinți. Fiți sfinți. Dumnezeu să vă bine. Amen. Amin. O întrebare. Very well said. O întrebare vine de la Institutul Teologic Pentecostal din București. Un student ne scrie Novak Samuel. De la Institutul Institutul Biblic Pentecostal. Păi, fratele Lazar, cred că a fost profesor acolo, a predat acolo. 30 de ani. Trebuie să răspundă. Domnule profesor Lazar, vă rugăm să răspundă la întrebarea. Ce părere aveți de tâlcuirea pildei neghinei în relație cu escatologia? Nu înțeleg sensul întrebării, pentru că tâlcuirea pildei neghinei pe care o face Iisus Hristos este cu privire la sfârșitul istoriei omului, așa cum o știm, în relație cu Dumnezeu, cum o știm noi la ora actuală, și pilda neghinei privește venirea a doua a Domnului nostru Iisus Hristos, nu privește răpirea bisericii. Este o pildă împărăției și de aceea elementele pe care le interpretează Mântuitorul Iisus Hristos acolo în pildă sunt cu referință la a doua lui venire pentru Israel și pentru neamurile care vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci nu sunt cu referire la răpirea bisericii, dacă aceasta este sensul întrebării, pentru că este prea generală pusă întrebarea ca să știu să refer la un anumit element. Însă elementele care sunt în pildă sunt Israelul, sunt neamurile care vor exista în vremea aceea pe pământ, supraviețuind în cazul cel mare, sunt elemente care vorbesc de faptul că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos vine a doua oară, de strângerea aleșilor lui ca să
stea în fața Domnului Iisus Hristos la judecata din Matei 25, o fac îngerii, pe când la răpirea bisericii, de răpirea bisericii se ocupă însuși Domnul. Și acesta este un element care trebuie să vă vorbească, că răpirea bisericii este diferită total de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. De răpirea bisericii se ocupă însuși Domnul, iar la a doua lui venire, persoanele care se vor ocupa de strângerea sfinților, inclusiv a celor care vor fi judecați cu privire la intrare sau neintrare în mileniu, o fac îngerii, așa cum zice Iisus în Matei 24. El va trimite pe îngerii săi. O întrebare generală care a venit de la câteva persoane și anume că cum ne vom da seama de prima zi în care vom fi în necazul cel mare? Eu sper să nu vă dați niciunul dintre voi. Așa este. Ajunge să vă dați seama. Pentru că, ascultați-mă ce vă spun. Ascultați-mă, părerea mea, repet. Și fratele Lazar este ca mine. Noi nu suntem dogmatici. Nu venim aici să tragem noi, să semnăm. Așa va fi. Dar ascultați-mă ce vă spun, iubiții-mi. Semnul că el va fi anticristul este că va face un tratat de pace cu Israel, ceea ce înseamnă că Israel va fi în război cu cineva. Vezi ce am spus mai devreme despre Gog și cred că el, Gog din Magog, va veni și va face acel război, dar în același timp va schimba vremurile și sorocile. Îi va convinge pe evrei să-și schimbe legile lor. Eu sper ca niciunul dintre voi care ascultați, ascultați-mă bine ce vă zic, să nu fiți aici, iubiții mei. Stați lângă Domnul Iisus, să nu recunoașteți acea zi, să o vedeți de sus, de la Domnul. Și va fi. Amen. Întrebare de la sora Miriam, să înțelegem că prigoana bisericii înainte de răpire are legătură cu marea lepădare de credință? Da și nu. Prigoana bisericii este tot timpul. De ziua când a început biserica, au început să fie prigoniți, așa cum deja s-a menționat astăzi și fratele Florin a specificat, și are loc până în momentul răpirii bisericii la cer, prigonirea bisericii. Pentru că a spus-o Duhul Domnului prin Apostolul Pavel. De altfel, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor avea parte și de prigoniri. Prigonirea nu este numai de la nivelul legislativ, de la nivelul guvernului. Prigonirea poate să fie în casă, din partea părinților, din partea soțului, din partea soției, din partea șefului de serviciu, din partea colegilor de facultate, de liceu și așa mai departe. Deci astea sunt prigoanele de care vorbește Scriptura și necazul de care avem parte pe pământ ca biserică. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, că iau în biruit lumea, spune Iisus Hristos. Lepădarea de credință de care vorbește Domnul Iisus Hristos, că va avea loc, acea lepădare de credință specifică va fi în timpul necazului celui mare, când oamenii vor renunța la Domnul Iisus Hristos, marea majoritate a omenirii va renunța la Domnul Iisus Hristos, va crede o minciună, că Anticrist este Mesia și vor crede în El. Asta este lepădarea de credință de care vorbește Iisus în acele pasaje. Nu este vorba de o cădere din credința a bisericii, ca apoi salvarea ei, numai răpirea bisericii la cer să o salveze. Sigur, credința, dragostea, nu credința, dar dragostea la cei mai mulți se răcește pe măsură ce ne apropiem de răpirea bisericii la cer, pentru că se intră în această stare de apatie. Și apatia aceasta este foarte, foarte periculoasă pentru viața personală, pentru viața colectivă, viața bisericii locale și pentru viața bisericii în general, pe plan internațional. A obosit biserica să aștepte și nu poate să iasă din oboseala aceasta, din apatia aceasta, decât numai întorcându-se la dragostea din tâi, așa cum spune Domnul către biserica din Efes. Pentru că n-am pierdut, am părăsit.
Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tine. N-ai pierdut-o, ai părăsit-o. Ne-am luat după alte lucruri și după alte obiceiuri și după alte argumente. Și o întrebare care vine de la Ana Jurița. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, ești răpit sau nu? O întrebare pentru amândoi, frați baptiști și frați pentecostali. Eu aș zice și îl rog pe domnul profesor să mă corecteze. Domnul doctor, fratele nostru Lazar Gog, ar trebui să spunem botezat în Duhul Sfânt. Eu știu că se folosește botezul cu Duhul Sfânt, dar baptizo înseamnă să te scufunzi. Să mă scufund în Duhul Sfânt, ce înseamnă asta? Să intru în totala autoritatea Lui. El este autoritate în viața mea, El este antrenorul meu, El mă ajută, El mă... Asta nu înseamnă că mă transformă, apropo, într-un teleghidat, într-o mașinărie în care eu nu mai zic nimic, nu mai fac nimic. Deci am vrut lucrul acesta, să mă corecteze fratele Lazar dacă eu am zis corect sau și... Deci botezul în sau cu Duhul Sfânt, depinde cum vreți să-i spuneți, că sunt acceptate amândouă până la urmă. Fără lucrul acesta nu poți să crezi. Fără Duhul Sfânt n-ai cum să crezi. Fără Duhul Sfânt n-ai cum să-L cunoști pe Domnul Iisus. Fără Duhul Sfânt, și necunoscându-L pe Domnul Iisus, nu poți să-L cunoști pe Tatăl. Fără Duhul Sfânt este imposibil să ajungi acasă, adică în ceruri, sau să fii răpit. Da, e corect spus. Frate Ciprian, câte minute mai avem din cele două ore? Nu mult. Vreau să terminăm. Ce înseamnă nu mult? Am trei minute ca să pot să explic problema. Sigur, aveți. Asta este o seară mai prelungită. N-avem cum. Mai facem. Okay. Să nu se sperie iubiții noștri că mai facem. La întrebarea aceasta, dacă este nevoie de botez cu Duhul Sfânt ca să putem să fim răpiți, ce garantează răpirea? Am să-i răspund acestei surori și a tuturor ascultătorilor în felul următor, ca păstor penticostal. Efeseni 4:4 este un singur trup. Un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință, un singur botez și un singur Dumnezeu și Tată. Deci Apostolul Pavel prezintă 7 caracteristici aici, unice Bisericii lui Hristos, dar cu el începe cu aceasta. Este un singur trup. Deci câte biserici are Hristos? Una singură. Are un singur trup. Și apoi, Biblia spune, printre altele, că în trupul acesta lui Hristos este un singur botez. Acum, noi știm din Scriptură că nu există un singur botez. Pentru că este botezul în apă, este botezul cu foc, este botezul cu Duhul Sfânt, este botezul în trupul lui Hristos. Sunt mai multe botezuri în Noul Testament, dar de ce spune Scriptura că este un singur botez? Asta este întrebarea. Răspunsul este tocmai legat de întrebarea pe care sora a avut-o. Întotdeauna, un botez presupune trei elemente distincte. 1. Este candidatul pentru botez, cel ce se botează. 2. Este botezătorul. Și 3. Este mediul în care se execută botezul. De exemplu, la botezul în apă. Candidatul este cel care s-a convertit deja, dar acum vine să facă legământ cu Domnul în botezul în apă. Botezătorul este păstorul, iar mediul în care se execută botezul este apa, propriu zis. Deci trei elemente. Un singur trup, un singur botez. Răspunsul îl are același apostol Pavel în 1 Corinteni 12:13.
Ascultați cu atenție acest verset. Noi toți, în adevăr, deci fără alte comentarii, fără doctrine baptiste sau penticostale sau presbiteriene sau de care vreți noastră, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, cu ce scop? Ca să alcătuim un singur trup. Ok? Deci, noi toți am fost botezați de un singur Duh, cu scopul să alcătuim un singur trup. Pavel spune că este un singur trup, trupul lui Hristos, un singur botez și trebuie să vedem care este. Deci botezul are candidat, are botezător și are mediul în care execută botezul. Ori în acest verset pe care apostolul Pavel ne-l spune, candidatul suntem noi toți, suntem păcătoși, deci candidatul de data aceasta este păcătosul. Ca să intri în trupul lui Hristos trebuie să vii de undeva. N-ai fost înainte în trupul lui Hristos, n-ai fost mântuit. Botezătorul de data aceasta cine este? Duhul Sfânt. Deci iată că Duhul Sfânt poate să fie și botezător. Fiindcă la botezul cu Duhul Sfânt, botezătorul este Iisus Hristos. Matei 3:11. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Aici botezătorul este Duhul Sfânt. Și scopul botezului dat de Duhul Sfânt, nu cu Duhul Sfânt, de Duhul Sfânt, este să intrăm în trupul lui Hristos, în biserică, să fim mântuiți. Mediul în care se execută acest botez al Duhului Sfânt, mediul este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că păcătosul nu poate intra în trupul lui Hristos decât numai dacă este expus la cuvântul lui Dumnezeu, care naște credință în inima lui. Așa cum zice apostolul Petru, voi ați fost născuți din nou, 1 Petru 1:23, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care rămâne în veac și care este cuvântul lui Dumnezeu. Și acum, de ce este un singur botez? Este un singur botez pentru că numai printr-un singur botez se poate intra în trupul lui Hristos, în biserica lui Hristos. Este botezul dat de Duhul Sfânt. Și acest botez dat de Duhul Sfânt, punând profeție lângă profeție, nu este altceva decât nașterea din nou, convertirea, care nu poate să aibă loc decât numai în urma auzirii cuvântului. Cuvântul naște credință în tine, că din starea de păcătoșenie în care te-ai descoperit prin cuvântul pe care l-ai auzit, nu te poate scăpa nimeni decât jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar această convingere nu o capezi de la sine, ci această convingere o capezi de la Duhul Sfânt. De la Duhul Sfânt. Și aceasta este nașterea din nou sau botezul dat de Duhul Sfânt. Deci, se poate fără botez cu Duhul Sfânt să fii răpit? Sigur că se poate, că Domnul când vine răpește trupul. Și dacă trupul se face printr-un singur botez, botezul Duhului Sfânt, adică nașterea din nou, toți născuții din nou vor fi răpiți. După cum, într-o familie fizică, dacă un nou născut s-a născut astăzi, nu este mai puțin om decât părinții lui care au 30 de ani. Este om. Și trebuiește tratat ca om, pentru că dacă te-ai legat de viața lui, vei suferi pedeapsa unei condamnări aspre. Trupul lui Hristos este ceea ce el răpește de pe pământ. Și trupul lui Hristos se formează pe o singură cale, un botez. Botezul dat de Duhul Sfânt. Nașterea ta din nou. God bless you! Amen! Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Lazar! Mulțumesc! A telespectatorii noștri, să știi că va trebui să le mai aducem o emisiune cel puțin apropare amândorura, pentru că sunt foarte multe întrebări. Dar să știți că a fost una dintre cele mai frumoase explicații cu privire la botezul cu Duhul Sfânt sau în Duhul Sfânt, depinde cum vreți să o spuneți, pe care am auzit-o. Dumnezeu să vă răsplătească veșnic. Mulțumesc! Fantastic. Și dacă nici acum n-ați înțeles, iubiții mei, atunci nu știu cum vi s-ar mai putea explica mai clar,
nu știu în ce cuvinte am mai putea o face. Fantastic, da. Fantastic. Dumnezeu să mulțumesc. Aș vrea așa să mergem înspre încheierea acestei emisiuni. Cu siguranță avem foarte multe întrebări și câteva întrebări pe conflictul actual dintre Rusia și Ucraina. N-aș vrea să ne băgăm acum în treaba asta, pentru că timpul este înaintat, dar ce putem spune că cu ajutorul Domnului o să mai repetăm astfel de emisiuni în debate, în dialog, dialog cu ambii frați păstori. Și în săptămâna care urmează, pentru că, cum am zis, cu ajutorul Domnului, dacă ne mai ține și nu vine înainte de a organiza astfel de întâlniri anul viitor, aceste debate-uri, dezbateri într-o sală, Arad, Cluj, vedem, ne putem chiar vedea fizic și atunci, practic, într-o zi, o zi jumate, chiar două, să puneți întrebări și să participați la astfel de întâlniri. Pentru această seară, eu vă mulțumesc în numele comunității Vocea Creștinilor, dragi frați păstori, pentru timpul acordat acestei comunități frumoase. V-am răpit din slujirea voastră, din timpul vostru probabil acordat și cu siguranță bisericii dumneavoastră pe care o păstoriți în Statele Unite și în Londra. Aș vrea să încheiem această emisiune și vă apreciez, vă mulțumesc pentru respectul acordat unul altuia, pentru înțelegere, pentru colaborarea pe care ați dovedit-o că se poate, astfel de debate-uri, astfel de înțelegeri, și un frate pericostal, un frate batist să poată să dialogueze pe anumite subiecte care ne interesează pe toți. Și, dacă îmi permit să știi că noi, creștinismul românesc, de astfel de debate-uri avem nevoie. Avem nevoie să arătăm oamenilor normalitate, avem nevoie să arătăm oamenilor eleganță și mai ales avem nevoie să ne readucem valorile acolo unde sunt. Eu sunt baptist, dar fratele Lazar Gog este o valoare a României pe care acum o au în moștenire, să zicem, americani, pentru că dânsul este deja mai american decât este român. Da. Și totuși, încă vorbește dulcea limbă românească. Eu zic că e vremea să popularizăm astfel de întâlniri, pentru că de asta are nevoie creștinismul românesc, și anume de normalitatea dialogului, în care, și dacă sunt puncte de vedere diferite, aici să învățăm unii de la alții, dar mai ales suntem aici să arătăm oamenilor că doar împreună putem reuși, că doar suntem parte din același trup. Așa că să știți că pentru mine a fost o onoare fantastică și sunt ferm convins că o să continuăm. Mulțumesc, frate Florin, pentru cuvintele frumoase, apreciez sincer. Da, am 32 de ani, am trăit în România și 36 în America. România este doar o amintire de acum. O amintire, dar mulțumesc Domnului că încă ne-a rămas graiul și în biserică, sigur, slujesc în limba română și atunci și în familie vorbim amândouă limbile, că așa este, mai ales că avem băieți și avem nepoți și cu nepoții nu poți vorbi decât numai limba lor. M-am bucurat de posibilitatea care am avut-o și de ocazia aceasta de a dezbate împreună așa de importantă temă cum este răpirea bisericii. M-am bucurat de viziunea pe care o aveți și de disponibilitatea pe care o aveți. Am văzut pe YouTube că aveți o audiență foarte largă. Aceasta vorbește despre nivelul slujirii dumneavoastră și despre abilitatea și harul cu care Dumnezeu v-a binecuvântat. Eu mulțumesc pentru lucrul acesta și mă bucur să pot să slujesc cu oameni care a căror interes nu este persoana mea, ci interesul este gloria Domnului și zidirea Bisericii lui Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Suntem onorați. Cred că am arătat în ultima perioadă unitate între frați, între slujitori. Ultima unitate care am văzut-o a fost și faptul că am putut să ne unim pentru acest marș la București, în care a fost săptămâna trecută, a avut loc. Uh-huh. Și astfel de momente vor mai fi.
Cred că e nevoie de mai multă unitate între noi, măcar între noi neoprotestanții, ca să nu vorbim și de celelalte culte, dar măcar între noi și la aici, la Vocea Creștinilor, încercăm să legăm legături frumoase între frații noștri păstori. Aș vrea ca în acest timp de încheiere, frate Florin, să rostești o binecuvântare la încheierea acestei emisiuni. Fie că Dumnezeu să ne întărească și mai mult în cunoașterea Lui, în răspândirea cuvântului, în ceea ce are El pentru noi și să fim gata atunci când El va veni. Tată, îți mulțumesc pentru că ne-ai sprijinit. Îți mulțumesc pentru că ai lăsat cuvântul Tău să strălucească. Da, îți mulțumesc pentru că ne-ai ales din această lume și ne-ai pus această responsabilitate pe oameni. Ajută-ne să o purtăm cu cinste. Îți mulțumesc pentru fratele Lazar. Da, Doamne. Pentru viața frumoasă de credință și mărturia care îi merge înainte. Îți mulțumesc pentru că ne-ai făcut frați cu dumnealui. Îți mulțumesc pentru că l-ai înzestrat cu cunoștință, l-ai înzestrat cu delicatețea de a împărtăși această cunoștință, cu înțelepciunea de a o prezenta-o tuturor. Îți mulțumesc pentru Ciprian, pentru că i-ai dat, Doamne, și înțelepciunea, și răbdarea să ne pună la dispoziție această platformă ca să răspundim cuvântul Tău. Amin. Părăște, păzește și pe el, Doamne, de atacurile care vor fi din plin, dar lângă Tine nu ne poate atinge nimeni. Îți mulțumesc pentru toți ascultătorii noștri. Amin, da. Care au fost, Doamne, ceea ce ai sădit Tu în această seară, și anume încrederea că Tu vii curând. Amin. Dorința de a ne sfinți și de a fi lângă Tine în fiecare clipă, în fiecare ceas, ajută Tu ca aceste semințe să crească, să încolțească, să rodească. Pentru că acolo unde ești Tu să fim și noi împreună cu Tine, să ne bucurăm o veșnicie de frumusețea Ta, de tainele Tale. Îți mulțumesc pentru că ai fost cu noi și dacă Tu vei mai îngădui viață și sănătate, ajută-ne să continuăm acest proiect frumos. Te rugăm. Amin. Da, Doamne. Amin. Amin. Domnul să binecuvânteze și pe fratele nostru Călin Vereș, care stă în spatele pupitrului acolo în Statele Unite. Frate, nu vreau să-l uităm. Călin, binecuvântări, nu uităm de tine. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Ia, amin, să vă un tânăr minunat. Bun, dragi ascultători, ne bucurăm că am avut un timp așa de minunat. Câteva informații, mâine seară și duminică, două programe, duminică, dimineața, duminică, seara, va fi evenimentul din Londra, Convenția Bisericilor Pentecostale Române Unite din Londra. Noi, Vocea Creștinilor, vom transmite, ne dau transmisia în direct, așa că mâine seară de la orele 17 ora României vom transmite în direct. Duminică dimineața de la orele 10 vom transmite în direct și duminică seara de la orele 17 vom transmite în direct de la această conferință, de la această convenție pentecostală din UK. Luni seara cu fratele Florin Antonie din nou, ne revedem cu un subiect foarte fierbinte la ceea ce se întâmplă azi pe scena politică. Vă știți că în viitorul foarte apropiat, acum fratele Lazar a avut eleganța și m-a invitat în emisiunea dumneavoastră, trebuie să-l invit și eu în emisiunea mea. Într-una dintre luni, surpriză, când dumneavoastră va putea să găsim și să discutăm despre noutățile de pe mapa mondi. Da? Te las pe tine. Sigur, bun. Sigur. O gândim. Okay. Bun, vă spunem bună seara, vă spunem la revedere, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru noi, pentru resurse pe care ni le oferiți și financiare ne face să putem să mergem mai departe și să dezvoltăm proiectele pe care le avem în derulare. Orice susținerea voastră le găsiți, găsiți în descrierea acestui video, mai multe detalii și noi vă mulțumim și vă apreciem. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Seară plăcută. Amin. Emisiunea Vocea Creștinilor Live. Locul unde se face auzită vocea ta. Prezintă
dialoguri și interviuri cu invitați speciali. Voci din lumea creștină. Cu moderatorul Ciprian Luca. Știri de ultimă oră din România și întreaga lume. Website voceacreștinilor.com. Informații utile din lumea creștină. Vocea creștinilor.